cred în mâini, da, mi nu plângem și n-am scuze. Tu nu te risați, ce crezi, oricare luz. Noi nu credem în stele, talent și alte iluze. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Noi nu credem în da, mi nu plângem și n-am scuze. Sta mai mult în sală, de a ajunge la final și a nu veni cu mâna goală. Care hai mai bine acasă, care eu mai bine pas. Tu vrei să fii și aplaudat sau vrei mereu numai să aplauzi, a? Depinde de sigur de ce-ți dorești, doar că trenul de obicei nu așteaptă cât te gândești. Pus la asta zi de zi nu prea pare când tinerești. Tu vezi ce faci, dar să nu cauți pe cine să-mi vinuiești, ei. Noi nu credem în dame, nu plângem și n-am scuze. E mecanism de apărare. Doar că unii înțeleg, iar alții se iubesc prea tare. Noi nu râdem la urmă, noi râdem când îi de râs. Iar caravana noastră aude din spate lăprat și plâns. Știm că nu e ușor deloc, dar nici n-am spus că am căutat cărări ușoare de parcurs. Tot ce vine prea ușor, ușor s-a dus. Așa că dai și dai și dai, că niciodată nu-i de ajuns. Nu plângem și n-am scuz. Tu nu te arătați, ce crezi, oricare luz. Noi nu credem în stel, talent și alte iluzi. Cineva știi, iar cine păcat scuz. Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuz. Nu ne interesați, ce crezi, oricare luz. Noi nu credem în stel, talent și alte iluzi. Cineva știi, iar cine păcat scuz. Bună dimineața, domnilor! Și bine ați venit pe un nou live stream. Stați așa să dau stau un pic mai încet. Bună dimineața, bună dimineața, 20, 20. Suntem în emisie, domnilor. Parcă mi-era dor să aud melodia asta. Asta zic, melodia canalului, tat. Melodia can... Mă sună Vodafone-ul. Mă sună Vodafone-ul, ce vreți, nebunilor? Neața rege, te pup, Alex! Și la mulți ani frumos, câți ani ai făcut, frățiorul? Zi repede. Zi repede câți ani ai făcut, stați așa să dăm drumul repede, repede, George, să dăm share-urile alea, așa, forță, live-uri zilnice, bam, 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 bam. 27? O, mulți înainte, înseamnă că ești născut în 96 sau 97? Cred că 96, nu? Neața, neața Shadow, neața, neața, încă șef, here we go, tot de la Fabrizio, here we go, de la Fabrizio, s-a postat, n-a mai postat, a anunțat numai link-ul Fabrizio. N-a postat și here we go. Salut Bogdan Rareș Farcaș, salut frate. 96-24 iulie, să fii sănătos frățioro. Oh, mumeo pigheală, bună dimineața băieți, mi-a fost dor de voi. Mi-a fost dor de voi, de când am mai făcut live? De joi cred că nu, sau de joi sau de miercuri? Cred că de, nu de miercuri, mă, n-am mai făcut, mamă, de miercuri n-am mai făcut. Neața Matei, neața, neața. Neața, hai pe live. Noi nu credem în stele, talent și alte. Aștept să trească Hamșic? Dar unde ești, mă? Ești la mare acolo? Parcă am văzut niște poze. Se trezește Hamșico. Spune să rămână la mamaia mea că e lângă mine. Tăpup mamaia. Tăpup mamaia lui Rareș. Să rămână, Doamne ajută. Fă-i o cafeluță lui Rareș. Aproape acum o săptămână mi-a fost doar de nemții. Tăpup, frate, tăpup. Ești la Constanța? Bine, rău de tot. Scuzeți că nu o să mai trec pe live, dar îmi fac temele. Fă-ți temele, frate. Păi temele, Nicolae, lasă live-urile, frate. Intri pe live când termin temele, frățiorul meu. Fă-ți acolo temele. Neața Andres, neața, vă pup, băieți, bine ați venit. Bă, se aude ceva pe fundal așa, un vâjit de aer condiționat, da sau nu? Ca să pună, dacă se aude, să pun noi sub pressure-ul ăla, să nu se mai audă. A zis să fii sănătos, să rămână, să rămână, să rămână. La fel și dumneavoastră, sănătate. Și eu nici nu m-am apucat de teme. Păi de ce, mă, frate? Când începe școala gogoșanilor? Când începe școala? Ziceți repede când începe școala. Hai să facem 50 de like-uri repede, repede, jur. Vreau să văd și eu hype. Hype puternic și like-uri multe, rău de tot. Salut frate și baftă la noi, aici. Păi te pup, Cătălin Roșu. Mersi din suflet. Mersi din suflet. Ai văzut dedicația? Ce dedicație? Ce dedicație, Florine? Nu ducem nici echipă în Conference League sezonul ăsta. O să fie cam greu cei de petrecere. O să fie cam greu. Pe 12 septembrie probabil. Aha, am înțeles. Am înțeles. Stați așa, bun. S-a dat pe FIFA București, FIFA România, FIFA 11 Carcalaci mai sus. Ce ai zis, mă, viața mea? Florin, ai văzut dedicația?
Opa, 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 cât de tare îmi bate inima. Am văzut, mă, frate, am văzut, am văzut mesajul ăsta. Credeam că altceva. Stele, n-ar, cine aveți cuți? Nu ne interesează ce crede oricare loser. Ne-ați dat baftă la noua ta echipă, te-a pup Marius, te-a pup, te-a pup frățiorul, mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet, băi, deci pe Facebook s-a dat. Stați așa să pun și pe nemții pe pagina, pe profilul, pe profilul, profilul de pagină. Nemții TV, Nemții TV, hai că știu cum să postez pe asta, ești nebun. Așa, trebuie să postez poza aici și e un pic mai tricky. Tricky. Pe cât ai contract pe un an? Dacă mă enervez, rup și caietele, bă, nu rupe mă caietele, fii băiat de treabă. Mai am zis acum două live-uri că semnează cu Miroslava. Mbappé între Real și Al-Hilal, o să discutăm despre toate. Neața. Bă, aștept pe live. Link în comentarii. Postează. Și linkul de unde luăm? Mamă, ce-mi place. Bă, trebuie să mai iau un monitor neapărat. Ușa? Ce-a făcut, mă, s-a închis ușa? Se deschise ușa? A venit câinile mârlămoi. A venit câinile mârlămoi, băieți. Promovează și Miroslava. Asta zic Marisica, Târnovană Production. Gata, Marisica, s-a rezolvat. Bă, ai văzut, frate, la mine cere și ți se va da. Cere și ți se va da, frate. Așa e, așa, așa e la mine. A trebuit să-l fac unul pe unul, că n-am găsit cu Miroslava unul pe unul. În fine, s-a rezolvat. S-a rezolvat. Așa. Ușa, băi, ușa gogoșare. Mie nu mi-apare emoji-ul, trebuie să dai refresh. Că ești de la începutul live-ului și l-am pus după ce a început live-ul ăsta. Ăsta. Am vorbit cu Târnă și aici sunt Sofia. Eu ieri am fost la poliție, am primit avertisment pentru că am fost la o casă polițistă și am spart geamul și am intrat în casă și am făcut tărăboi. Păi de ce ai făcut tărăboi, Nicolase? De ce ai făcut tărăboi, frate? Când ai meșcușo mulți fălticeni? Bă, frate, avem meșcușo mulți fălticeni. Stați așa, stați două secunde și intrăm și intrăm și le discutăm pe toate. Stați un pic parcați. Să dau share-urile și astea și toate cele și dăm drumul la treabă, instant. Deci, s-a dat pe Facebook, s-a făcut treaba ca să anunțăm. Pe băieți, să fie treaba. Punem aici o inimioară. Așa. Luăm de pe nemții de aici. Eu sunt la fălticeni. Mulțumesc, am mâncarea. Du-te, frate. Cred că o să comand și eu asta, o să vedem cum facem. Să vedem cu... Hai pe live. Ah, neața, hai pe live. Așa. Copii. Pe ce trebuie să mai dau? Pe Discord? Sunt intrat aici pe ăsta? Sunt intrat, tată. Neața, hai pe live. Everyone. Noi nu credem în drame, nu plânge cine aveți scuze. Hai cu 50 de like-uri repede, repede, jos, băiți. Până dau eu share-urile să facem 50 de like-uri, să intrăm în pâine. Să intrăm în pâine. Nu uitați că de astăzi live-uri zilnice sau aproximativ zilnice, băieți. Odată cu transferul ăsta pe care l-ați intuit toți la Miroslava, o să fiu acasă full-time, o să fim YouTuber full-time și o să facem live-uri zilnice. Păreri? Păreri? Sunteți happy sau nu sunteți happy? Poate ne întâlnim? Salut, Cătălin, salut. Îl craftez pe cantona, o să intrăm și noi azi în FIFA, că vreau să ne facem talentul. Vreau să vedem ce s-a mai băgat, ce s-a mai întâmplat. Te pup, Alex Botică, te pup. Stai la poze? Nu, bineînțeles, frate, cum să nu fac poze? Cum să nu facem poze, frate, bineînțeles. Am făcut poză cu Florin Ionesi la Fălticeni. Așa, bun. Deci pe Facebook s-a dat de toate. Pune pe Instagram și pe toate cele. Bă, am o singură problemă în dimineața asta, nu-i pornește telefonul Gabriela. Păreri, băieți? De ce nu-i pornește tricou ăla lui Gabriela? Ia, stați așa să pun o poză cu Aqua Carpatica, poate mă sponsorizează și pe mine. Neața, domnilor, vă aștept pe toți pe live, avem Twitter aici pe dreapta, chat-ul pe stânga, avem și Aqua Carpatica, Aqua Carpatica sponsor mi, Nemții TV pe YouTube, vă aștept pe toți pe live, vamonos. Mamă, le dau tag la Aqua Carpatica să mă sponsorizeze. Aquacarpatica.ro. Vă rog eu, Aqua Carpatica, sponsor mi. Mamă, dacă fac parteneria cu Aqua Carpatica, băieți, să beau numai Aqua Carpatica, să n-am voie să beau altceva, frate. Aqua Carpatica. Punem link. Nu ne interesează ce crede oricare loser. Bă, dar ce se întâmplă? Ți-ai precomandat IFC? Da, frate, mi-am precomandat IFC pe live. Hai pe live. Ai văzut ce ofertă a făcut Al-Hilal pentru Mbappé? Am văzut, bilendoma e, bă, momentan nu e, dar e posibil să vină, din ce am înțeles.
E posibil să vină Gogoșaru. Ce ești de Sabitzer la Dortmund? O să discutăm despre toate transferurile întâmplate în ultima perioadă, băieți. Stați așa să punem, să dăm astea toate. Dacă face nemții colab cu Carpat, că vedem fața pe sticle? Hai că da. Neața, Alex Dițoiu, neața, neața, te pup, frățioru, te pup. Vă pup pe toți, băieți. Bine ați venit. Ia stați așa să dăm drumul și la un live pe Instagram, ca să anunțăm pe băieți. Dăm drumul la live pe TikTok. Discutăm despre toate. Trebuie să ne uităm la un trailer, cred că, deci nu cred că mai dăm drumul la live pe TikTok. Salut, Claudiu, salut, te pup. Te pup. Cred că o să dăm drumul la live-ul de pe TikTok un pic mai târziu, ca să nu ne-l închidă Gogoșare. Menți, mai știi că ți-am spus că mi s-a stricat PS-ul și acum îl am, dar o să vină săptămâna asta de la Răgat, că vreau să-i fac un cadou, dar te rog să nu-i spui cui, mă, frate, vrei să-i faci cadou. Cui vrei să-i faci cadou, frățiorul meu? Că n-am văzut mesajul. Ia, Matei, ce-a zis, mă, Matei? Cui vrei să-i faci cadou, frățiorul? Sunt în San Jos, e forță lui Bilendo? Păi ce, ai o slăbiciune pentru Bilendo, frățiorul? Păi numai, momentan nu e la noi, dar o să vedem exact ce și cum. Așa, stați așa să dau ăsta, așa, bun, suntem pe scena asta. Suntem pe scena asta, îi dăm drumul frumos, mai lăsăm un pic TikTok-ul ca să ne uităm și noi la trailerul ăla nou, ca să fie treaba tare lui Belindo, am înțeles. Salut, băieți, salut, vă pup pe toți. Vă pup pe Instagram. Tricoul vreau, bro? Ce tricou vrei, brodere? Ce tricou, că e tricoul meu. Salut, salut Instagram, vă aștept pe toți pe live, frățiorii. Felicitări pentru transfer, vă aștept pe toți pe Instagram, aveți aproximativ câteva secunde. Tot Instagram-ul vreau să intrați pe live în momentul ăsta. Ia uite-l, tată. A plecat la Ivanu, Nemții TV, live-ul zilnicie, cu cine ați semnat nou, toți ne uităm la noutățile EFC și ne uităm și la... Ne intrăm și ne băgăm la creație, cu footies, cu toate astea. Ca să fie treaba. Intru acum, vă aștept pe toți, hai, toată lumea pe la Ivan. Mițua Sofie vrea să intre în direct cu mine. Stai liniștine, bunule, vrei tu să intri în direct cu mine? Stai în banca ta. Haideți toți pe YouTube, asta zic. Stai așa că nu mai găsesc asta. Hai toată lumea pe YouTube pe live, băieți. Live? Salut, David Gaming, salut! Te pup part-time. Scuze că n-am mai intrat pe live-uri, păi nici eu nu prea am mai făcut, frate. Nici eu nu prea am mai făcut. Acum 2 ani am promis în cadou, am înțeles. Dimitrie, te salut, frățiorul, Nick the Greek, vă pup. Unde te-ai transferat? Vă aștept pe live pe YouTube pe toți. Deci închid live-ul ăsta pe Instagram, vă aștept pe toți pe YouTube. Nemții TV, mă găsiți, v-am arătat acum câteva secunde. Și vorbim aici exact tot ce trebuie, da? Vă pup și vă aștept pe live. Ciao, ciao. Gata, tata, s-a dat notificare, frate. S-a dat notificare. Tapop. Mă duc la magazin că m-a trimis mama e, foarte bine, frate. Baftă rece și ai cu sezoanele alea forță. Sunt curios că n-ai meciul cu Șomuz, bă, deci hai să discutăm și să facem treaba. Hai să facem 50 de like-uri prima dată. Și la 50 de like-uri vă dau link la echipă, frate. Vă dau link la echipă, pentru cei care nu știu. La 50 de like-uri vă dau link la echipă, frate. Intrăm frumos pe... Salut, Marc, salut. Am luat locul 3 la fotbal, bine? Am prins Jetson Fernandez, 3 double de red mix. N-am nici cea mai vagă idee ce jucători s-au mai băgat acum în joc, Dimitrie. Dacă ai puțină răbdare, discutăm despre toate subiectele zilei. Despre toate subiectele care sunt în vogă în perioada asta și ne uităm și în, o să intrăm și în FIFA. Ca să fie treaba. Bun. Hai să dăm un pic pe scena asta de desktop. Ca să fie treaba. Și în primul rând, bă, dar n-ați văzut aici? Nu vi se pare ceva nou aici în partea asta? Nu vi se pare ceva nou aici în partea asta? Ia, stai așa că e asta de la Piki. Așa. Bun, după aia e reducerea de la Piki. Le dau eu link o întrebare, te bagă Gigi mâine cu CSKA? Hai că da. Hai că fac live direct din Bulgaria, ești nebun? Și după asta este... Păreri? Ne-am băgat la creație sau nu ne-am băgat la creație? Te-am băgat, ne facem streamer full time și ne-am băgat la creație sau nu ne-am băgat la creație? Ziceți repede. Și avem un fel următor. Ce număr ai la Știința Miroslava? Bă, frate, încă nu știu să zic. Nu știu să zic. Fain tricou de pe ușă? Care tricou pe ușă? Care ușă? Acum sunt toți jucătorii speciali. Win. Eu am prins și oamenii, deci dacă mergeți la mine în descriere aici, trebuie să-mi dau like singur să facem 4-7, perfect. Aveți în felul următor, dacă sunteți pe calculator, dacă sunteți pe decar. Ce decar, mă, frate? Nu înțeleg care ușă, despre ce e vorba. Care ușă? Care ușă, doamne? Nu înțeleg, mi-a dat eroare la creier. Promovești cu Miroslava, să vedem și acolo Carpatica după Eneba acolo. Stai așa să văd dacă îmi văd ăștia mesajul. Stai să văd dacă îmi văd ăștia mesajul. Eu zic că vei primi numărul 10 la... Am înțeles. Te pup, frățiorul Matei, mersi mult de share. Aqua Carpatica, le-am dat tag. Să plece parteneriatul, frate. Ai cu Stewie? Gogoșare locul 4 în Olimpiada de jucători, nu ne-a plătit ministerul? Mama, a plecat jihadul, frate.
A plecat jihadul. Bun, deci după cum, după cum vedeți, ia. Așa să pun și un pin mesaj cu asta. Precomandă IFC la cel mai bun preț. Fixează. Deci dacă vreți să vă dați comandă de jocuri pe NBA, intrați aici frumos pe linkul ăsta din descriere și o să vă dea, o să vă dea linkul meu de referral, de referral, frate. Și o să cineva, uite, cineva tocmai a cumpărat și dacă vă comandați pe linkul ăsta, o să, o să primești și eu, nu știu câte, 5%, 10%, ceva de genul. Aveți toate jocurile, toate, tot ce trebuie, jocuri de top, Grand Theft Auto. Și a cumpărat ieri Cristi Beni, și a cumpărat ieri Cristi Beni ăsta, cum îi zice, mare, mare din ăla, cum îi zice, mare football manager, a dat un milion, un milion și un pic pe el, mi-a dat 1,50€. Bine-s, 1,50€ munciți, frate, munciți. Care este codul la NBA? La NBA nu mai sunt coduri, frate. Nu mai sunt, nu mai sunt coduri, trebuie doar să, cum vă puteți voi ajuta pe mine, este să dați comandă de pe linkurile astea. Adică dacă vreți să vă dați precomandă, intrați pe linkul ăsta, dacă sunteți pe calculator și încă nu v-ați dat precomandă, intrați pe linkul ăsta frumos, vă apare eSports Special Ultimate Edition, dați comandă și o să primiți, o să primiți codul, vi-l activați în EA App și o să primiți, o să primiți toate beneficiile la fel ca și cum vi l-ați comandat din, din altă parte. Îmi iau EFC adevărat gaming film? Adevărat? Adevărat? Bun preț, pe crunch 9,50€ dacă așteptam, adevărat, adevărat, adevărat. Dar nu e, doar pe PC e pe Eneba, frate. Doar pe PC e pe Eneba. Îmi iau EFC de pe link. Când îți iei? Acum Gaming Vlad? Că vreau să văd cât îmi dau și mie. Nu sunt, doar pe PC este pe Eneba. A, tu ești pe PlayStation, am înțeles, am înțeles. Deci le-a scos pe AGA la Caterinca. La Caterinca, că a trimis cu FCSB-ul după ce ne-au, după ce ne-au cocoșat, ești nebun. Și l-am scos. Cât e Formula 1 2023? Formula 1 2023. Formula 1 manager, Formula 1 nu știu. Uitați-vă și voi pe cea, că nu mă pricepe, ești nebun. Formula 1 2021? E numai pe PC, văd că 288 cu 12%. Dar tu cred că ești pe PlayStation sau pe ce ești? Pe ce ești? Pe trișoare. Pe calculator, uite. Formula 1, dar e Formula 1 manager, nici nu știu dacă e același joc, ești nebun. E activat pe Steam, cheia digitală ți-o dă, îți dai aici precomandă, să fie treaba ta. Pe PC, uite, ăsta e. Te salut, Xilo, te salut, te salut, te pup, frățiorul, te pup. Hai să, hai să ne apropiem de 100 de like-uri, băieți. Toată lumea să apese pe butonul și de like, repede, repede, jur. Hai că cocoșat, am stat cu emoții pe final, îmi pare rău de greșeală, tot nu sper să nu-l afecteze, bă, o să fie bine. Am văzut, chiar văzusem, chiar văzusem la cineva, cred că la Digisport sau nu știu unde, ziceau băieții că, îți dai seama, când n-ai un șut pe poartă tot meciul, e greu. Așa, deci, după cum am zis, dacă sunteți pe calculator, vreți să vă comandați ăsta pe așa, intrați pe Eneba, mai așa, ca să fie treaba-treabă. Dacă vreți alte jocuri, intrați aici, jocuri Eneba, intrați pe link și, și vă dați comandă de pe linkul ăsta, mă ajută și pe mine și poate o să fie, să fie treaba-treabă. Am stat cu emoții așa. Ce ești nemțenet? Te pup, Ștefane, te pup. Ce să zic, frate? Uite, am dat și eu drumul la un live. Tu ce faci? În repriza a doua și-au bătut joc ăștia de la FCSB. Bă, sincer, de ce nu faci un cont nou de FIFA? M-am gândit la asta, m-am gândit. Nemții asemnează Chiricheș cu FCSB? Ar fi interesant. Ar fi interesant. Sincer să fiu. Da, cred că era, era cam, era cam de... Se aștepta lumea, că l-am văzut și la meciul cu Dinamo. Era de așteptat. Bă, Nicule, ai postat de-a TikTok-uri mâncați și ne-ai ai rupt TikTok-ul și Instagram-ul zilele astea, Nicule, este? Deci se vede dacă mai forțată de-a 2-3, păi da, dar de ce n-au mai forțat pe trișoare? Asta e întrebarea mea. Uite, asta discutam cu cineva, bă, frate. Eu sunt dinamovist. Din punctul meu de vedere, Steaua are o echipă foarte bună acum și foarte în formă și a trebuit să câștige campionatul anul ăsta. Dar e problema de mentalitate, frate. De ce dacă îi domini pe Dinamo prima repriză, îi nenorocești? Îi nenorocești prima repriză? De ce nu joci așa tot meciul, frate? De ce nu joci așa tot meciul? Și de ce le permiți lui Dinamo să-ți dea gol? Și mai pe noroc la final, cum a fost centrarea aia care s-a ferit ăla și a venit răul lui Târnu, de ce le oferi șansa asta? De ce e mentalitatea asta românească în continuare? Dacă tu ai echipă top, de ce nu joci până la capăt, frate? Să le dai cu terenul în cap, ești nebun? Eu la final de meci eram nervos, deci eu sincer la pauză am fost la o pensiune cu niște prieteni și m-am uitat la prima repriză când am văzut 2-0, m-am luat cu inimă, ești nebun? Ne-am dus, am stat în ciubăr așa pe spate și ne-am uitat pe telefon la meci. Când am văzut că e 2-1, m-am uitat până la final, ești nebun? Dar nu e posibil, frate, nu e posibil. Dacă de cineva precomandă, tu iei 28 din toată suma, adevărat Gaming Vlad? De unde știi, frate? Nemții-ți promit că vin la primul meci de la acasă de la Știința, vă aștept pe toți, frate. Ultima dată când ai jucat la Miroslava și mamă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
Ce s-a întâmplat, Acose? Că nu știu la ce te referi. Ce zici, mă, frățioare, te pop? Cu Nemții sau cu Steaua? Dacă, păi dacă Bayern nu prinde așa pe Dortmund, le dă 6-7? Păi da, mă, frate, asta e problema. Cred că asta e problema principală la noi în, la noi în țară. Mentalitatea, frate. Adică dacă, dacă bine, poate o fi și fizic, poate o fi, dar cred că cel mai probabil e mental, frate. Pentru că dacă FCSB juca, juca cum a început meciul cu Dinamo, probabil putea să le dea și ei 4-5. Dar au început pe călcâie, Coman își făcea selfie-uri cu, pe la tribună, ești nebun. Unul se băga mai așa, unul se băga mai așa, e jale. Cum, mă, ai uitat că eram adversar și era să vă luăm promovarea din mână sau tu nu erai atunci cu care... A, ba, da, mă, frate, dar n-a fost ultima oară aia. N-a fost ultima oară, atunci a fost prima dată, Dancose, că am mai fost după. Am mai fost după acolo. Era să ne, era să ne iei promovarea, frățiorul, dar cine a promovat, băieți? Băieții au promovat până la urmă. Golul din Dinamo a fost din noroc, frate, băi, eu nu zic că n-a fost din noroc. Eu zic doar că Steaua, dacă, dacă ar fi reușit să-și păstreze nivelul din, primele, din prima repriză și în a doua repriză, să joace serios 100%, probabil le-ar fi dat 4-5 lui Dinamo. Păi jumătate la 2-1, dădea călcâie, adevărat. Asta e mentalitatea la noi, de asta nu mai construim, exact. Ce zice cu Noblianca? Bă, o să intrăm și o să discutăm de toate. Deci, v-am zis, dacă vreți să intrați pe Eneba și să vă dați comandă de joc ăsta minunat, v-am pus, v-am pus prin mesaj, aveți și aici în descriere, precomandă așa, astea sunt pe calculator. Pe calculator, dacă vreți să vă dați comandă, frumos. Mamă, Aqua Carpatica, Aqua Carpatica, aprecia menționarea sa poveste. Mamă, spuneți-mi, spuneți-mi că facem, facem și noi o colaborare. S-a lăsat like-ul, te pup. N-ai văzut și cinamicale ce fac ăștia? Exact, bă, e totul de mentalitate. Când o să fim și noi acolo sus la, la capitolul mentalitate, probabil o să fim, o să fim și noi mai sus. Deci dați comandă, vă băgați, vă dă, vă dă key din ăsta frumos, vi-l băgați în EAP, se activează, primiți, primiți toate alea. Uite, dacă dați aici în jos, vedeți că, uite, pre-order bonuses, 7 de early access, tot ce trebuie, ultimate edition și așa mai departe, vă primiți codul, băgați acolo. Și trebuie să, și exact aceeași chestie. Băgați 444 de roni, iau și eu vreo 20 de roni și e treaba. Facem, ne luăm cameră de aia profi. Ți-am trimis un mesaj în care să-mi dai video cu echipa ta favorită, o să-ți dau după, frate. O să-ți dau după. Bun. Acestea fiind spuse, mergem mai departe și discutăm despre, intrăm un pic pe Twitter. Intrăm un pic pe. Bom. What? What is this, man? Mama, am văzut un TikTok că și-a schimbat Twitter-ul ăsta, dar nu credeam. What the fuck? What the fuck is this? What the fuck is this, man? What the fuck is this, man? Ce X-ul ăsta urât? Faci la FCSB, la FCSB putem să facem, da, putem să facem. Te bagi la o carieră fotbal lumea așa 22, poți juca cu 6 lei. Hai că mă bag la Formula 1. Hai că mă bag. Ai văzut ce oferta a primit Mbappé? Am văzut, am văzut, Petriceare, am văzut. Bă, ce e asta X-ul ăsta, mă, frate? Ce e asta, mă? Unde e tweet-ul? Unde e rândul Nica, frate? Bă, unde e rândul Nica, frate? Era, asta era, asta era pentru Twitter, frate. Cum să pui X-ul ăsta urât? Te pup, Nicolae, te pup, te pup. Băi, hai să facem și noi 100 de like-uri. Hai să facem și noi 100 de like-uri, suntem 60 de oameni pe live. Vă pupă, fratele, și vă mulțumesc că sunteți aproape de mine pe, pe live-uri. Cât de bună e Aqua? Bă, mi-a dat inimioară, frate, Aqua Carpatica. A dat share? Hai că a dat share. Dar de ce nu vrea, frate, să facem parteneria, să-mi dea din astea gratis, să le promovezi pe live? Să-mi dea 17 bucks-uri. Mi-a dat mama Nețanu follow? Asta zic. Era trademark pasărea aia? Da, mă, frate, adevărat. Mamă, dar uite ce urât e, nici nu mă mai uit pe Twitter, ești nebun? S-a băgat, s-a băgat Twitter-ul ăla de la Instagram pe undeva? Bun, deci avem un fel următor. Conobleanca, Singsport, CFR. CFR-ul ăla a luat pe ăsta de 30 de winger. Bă, Conobleanca ăsta a fost mare wonderkid pentru toți, pentru toți pasionații de fotbal. Te pup, Andy, te pup, te pup, te salut, frățiorul. Mamă, tu ești Andy, Andy, Andy? Andy care știu eu, că e cam în ceață poza aia, dar cred că ești Andy, nu? Ești Andy de la, de la, Andy de la Rapid, frate. Andy de la Rapid. Eu zic să te uiți pe Reddit. Bă, ce e, mă, nenorocirea asta? Andy, Andy, te pup, Andy, Andy, te pup, frățioră. Ne uităm pe la Paisita, lăsăm Twitter. Hai că la Paisita, mai scriu eu vreodată pe Google la Paisita, ești nebun? Conopleanca asta, bă, dar care e ideea cu Conopleanca asta? Mamă, transfer? Pe unde am mai jucat Conopleanca asta? Că ultima oară eu când am auzit de el, că am uitat, mi s-a șters din cap, ești nebun, Conopleanca asta? Nu știu cum se scrie. Așa. Evgen Conopleanca. Deci ultima oară când, când l-am văzut pe Conopleanca ăsta, era mare wonderkid, deci nebun. La Sevilla a fost ultima oară.
La Cracovia a fost, ești nebun. A fost la Cracovia cu râpă. Pe 1 iulie 2023. A, de la pe 1 iulie 2023. La Sevilla și Schalke. Cea mai panoramă promoție la modul cel mai serios? Care? La ce te referi, Alexis? La futi sau la ce? Deci a fost, deci omul ăsta la Dnepro era bombă rău de tot, ești nebun, au dat ăștia 20 de milioane pe el. A, nu, l-au luat gratis, valorat 20 de milioane. După aia s-a dus la Sevilla, de la Dnepro la Sevilla gratis, de la Sevilla la Schalke împrumut, e crescuse la 25 de bețe și de aici s-a dus la Vale, ești nebun? S-a dus înapoi la Schalke, Sevilla, Sevilla, Schalke, Schalke, Shakhtar, nici la Shakhtar n-a făcut nimic, s-a dus la Cracovia cu râpă. A jucat cu râpă, băieți. Știam aseară ceva de Jeremy Menez la FCSB, la mai joacă fotbal Jeremy Menez, adevărat? Te pup, Cristi, vă pup, băieți. Vă pup, băieți, bine ați venit. Bă, adevărat, așa, să le dau un mesaj la băieți acolo. Stai așa să-l bag și pe aga, mă, frate, că l-am scos. Ce faci, șeful meu? Ai rezolvat, mă, problema sau n-ai rezolvat-o? Practic s-a dus pe râpă Conoplianca, adevărat, frate? Adevărat? Cum să joci cu râpă, frate? Altă țeapă marca? CFR cum a pățit cu Baptista? Bă, nu știu dacă e chiar cum a pățit cu Baptista, că nu cred că e așa de slab Conoplianca ăsta. Eu zic că în campionatul României ar putea să fie acolo, măcar la nivelul lui Krasniqi. Cu cine ai semnat? Băgați acolo un emoji, băieți. Băgați-ne... Bă, da, adevărat, ia. Unde e Lucică? Lucică, ești pe live? Lucică! Îl invocăm pe Lucică, băieți. Îl invocăm pe Lucică. Scrie toată lumea Lucică pe chat. Salut, Neți, te pup, Mihăiță, te pup, Moldova, pup, băieți, bine ați venit. Vă rupe ce se-a fumați? Salut, Neți, eu am fost la mare, de asta n-am uitat să intru pe live, te pup, Moldova. Cum a fost la mare, frățiorul? Stai așa să-i dau mesajul Lucică. Să ne schimbe aici. Luci Toma. Salut, Luci Toma. Te invoacă chatul pe YouTube. Gata, l-am chemat pe Lucică să rezolve, frate. Lucică, we need you. Eu doar ce m-am trezit, te pup, X-Redule, te pup. 72 de oameni pe live, 69 de like-uri, bine! Hai cu 100 de oameni, băieți. Vreau să văd 100 de oameni pe live, hai să facem 100 de like-uri repede, repede, nu mai șomați. Îl chemăm pe Lucică să vedem dacă intră, ca să facă aici modificările și să dă refresh-ul să fie treaba. Scuze de întârziere, e ok, frate. Eu ți-am trimis poză de la mare, bă, nu prea mai intrat pe Instagram zilele astea, îmi pare rău, dar a fost un pic cam agitație așa în ultima perioadă. A fost un pic cam agitație, dar o să mă uit, o să iau toate mesajele din spate. Te pup, Iulian Ducu, te pup. Ți-au pus și clauză? Hai că mi-au pus clauză. Hai că mi-au pus, bă, deci logo-ul ăsta de la Twitter e urât rău de tot. Avem Conoplianca, I think I speak for everyone when I say we need this. Mamă, ce frumos e, bă. Mamă, ce frumos e Ramirez ăsta, mă. Aș vrea să joc cu Ramirez FIFA 2024, IFC, mâncați-a și gura ta, doamne. Ce mi-ar plăcea să mă joc cu băiatul ăsta. Uite ce frumos e, bă. A fost frumos la Vatra Dornei? Valea Dornei? Vatra Dornei, frate, nu Valea Dornei. Zici că e Kanté? Adevărat. Adevărat, bă, l-ați prins pe Ramirez ăsta jucând la Chelsea, da sau nu? Ramirez, Oscar, mamă, bă, de ce au plecat, bă, de ce pleacă ăștia în Brazilia, în Arabia, în roate astea, frate, că nu mai... Era un jucător cu foarte mare potențial ăsta, până să plece în... Unde a plecat? În Arabia sau unde a plecat? Ramirez, bă. Ramirez cu Meireles, mamă, ce bun era Meireles ăla! Neața, Răzvi, neața, te pupăm! Te pupăm, frate. Ne ține succes la Miroslava, la Bacău, că noi la Bacău, dați mult succes. Te pup, Mihăiță, te pup. A dat gol contra Stilin Europa League. Mamă, ce bun era Ramirez ăsta, mă. Te pup, Gianni, te pup, vă pup, băieți, bine ați venit. Nu uitați de like neapărat. Hai cu 100 de like-uri. Facem și noi 100 de like-uri cât stau așa cu mâna, să facem bicepsul ăsta bine rău de tot așa. Sau n-aveți chef să dați like-uri în această dimineață. Stați așa să dau și eu full screen-ul ăsta ca să nu vă mai deranjeze la ochi. Salut cu ce echipa ai semnat? Salut, frate. Vreau niște emoji-uri, băieți. De fiecare dată când începe cineva, când întreabă cineva, salut cu ce echipa ai semnat, voi trebuie să băgați emoji, frate. Moderatorii, membrii, trebuie să bage din alea. Eu rup Rocket League 1-2. Nu mai joci FIFA, Nicolase? Ramirez, bun. Mamă, s-a băgat la creație frumos. There is up to 400 de new face scans in eSports, including Mbappé, Vinicius și Bellingham. Deci Mbappé, Vinicius și Bellingham o să aibă fețe noi, frate.
Vezi că azi prezintă ei cardurile Hero? Știu. La ce oră? O să ne uităm. Am văzut că a mai apărut ceva în niște traileruri. Sau am văzut greșit? Alex Aro CFR din așa? Atacant a jucat la Arsenal? Zlatan, please. Mamă, Endofanira. Iar prezintă ăștia jucători, mă? De ce mi se pare că seamănă cu Christensen ăsta? Mi se pare mie sau seamănă cu Christensen de la Barcelona ăsta? Cine e ăsta, băieți? Am confirmat transferul tot falpițios? Știu, frate, știu. Cine e ăsta, băieți? Bă, seamănă, nu seamănă cu... Nu seamănă cu Christensen de la Barcelona ăsta? Sunt eu nebun? Sunt eu nebun sau... Să mor dacă nu seamănă. L-ai văzut pe Casemiro? Am văzut. Nu seamănă? Hai că nu seamănă. Nici nu știi cine e Christensen, Iulian Ducu. Stai în banca ta. O, salut. Salut. Eu sunt Iași, la frate meu, Nicolina. Am înțeles. Ești aproape de mine, frățiorul. Ia uitați-mă. Our headworkers tonight? De ce a făcut X-ul ăsta în loc de rândunică? Că nu înțeleg. De ce au făcut ăsta? PSG acceptă 30 milioane așa. For Leeds United nu follow. Ah. I understand. Moxley Sivensiv under 21 right wingers. Jonathan Bakayoko, Konsei Sao, Adrian Mazilo. Bine. Seamănă mult cu Christensen, dar mă frate, seamănă, jur că seamănă. Jur. Wow. Wow. Care credeți că ar merita cum îi zice? Rating mai mare, băieți? Iluminate și pe Twitter. Băi frate, ai văzut ce cotă de piață are Vini Junior? Păi e normal, frate. E cel mai important. E cel mai în formă, cel mai de viitor. Antoni, Saka. Bă, cred că Saka, zic și eu. A avut sezon mai bun, a luat și campionatul. Răzbi, ai luat, ei, membru de Liga 1, te pup, frățioro, bine ai revenit. Bine ai revenit. E bun, Antoni, dar n-a avut sezonul lui Saka, ce-i drept. Adevărat, Saka, da, Saka. Saka. Avem și pe Dele aici, un new collection of heroes, cam stumoro. Nice-o, ai văzut ce gol a dat Messi la Inter? Am văzut. Deci new collection of heroes azi. Official heroes reveal begin tomorrow. Cred că e același clip, nu? E același clip. Some futis prediction. Sesinia, Montero, Janssen. Mișto. Mișto. Ai văzut că pleacă Neagoie de la Craiova? A venit și un mudică? Adevărat? Adevărat, Petricioare? N-am văzut. N-am citit presa în dimineața asta. Te pop, Nicule. Ce nume are primul? Cine? Van Dijk ăsta? A, e frate. Îl cheamă Van Dijk. Ce vrei? A ta s-a putut. Ia să vedem. IFC Heroes Reveal Tomorrow Ready Confirmed. Deci avem... Astăzi o să se reveal-uiască. O să se bage... Eu nu am... Nepții, eu am ieșit din grup. Din ce grup ai ieșit, frate? Ai văzut că Inter mai mare moment falp? Am văzut, da. A fi mers un cu... Păi de ce ai ieșit? De ce ai ieșit, Nicolas? Păi după egal cu oțelul e aproape de mis? Zici? Company, Schneider, Rotsiski, Berbatov, Rize, pe ăștia știam. De Rize nu știam. De Rize nu cred că știam. Carnu, Giulie ăsta am văzut, Francesco ăsta n-am nici cea mai vagă idee cine e. Lui Costa, Litmanen, Alex Scott. În bubă e telefonul? Bine, frățiorul, bine. Cum crezi tu? We wasn't in the Saudi League. No talkings between Mbappé and Al-Hilal at this stage, just between Al-Hilal and PSG. Al-Hilal vor să-i dea 200 de milioane. Bă, voi credeți că e posibil, băieți? Voi credeți că e posibil transferul ăsta? Mbappé la Al-Hilal, da sau nu? Stați, să vă pun să votați. Băieți. Ia. Mamă, stați așa că am greșit. Unde mă? Aici. Ba. Bun, și avem apelul următor. Unde mă ăla? Așa. Începe un sondaj. Mbappé la Al Hilal. Da, se duce pentru un an. Nu prea cred. Altă opțiune? Ce să mai punem? Eu zic că se duce împrumut la Al Hilal, apoi se duce liber de cont. N-are cum să se ducă împrumut.
Eu zic că da, poate se duce una vara următoare, asta ar fi, da, asta ar fi. Uite, pe Twitter nu astăzi apare, nu știu exact când, dar apare azi. Nu se va duce la Arabi, nici nu mai pusează Arabi, Real Madrid, din vară la Steaua. Din vară la Steaua. Cine va câștigă, iar 75 de like-uri avem. Hai să facem și noi 100 de like-uri, băi, toată lumea prezentă să apese pe butonul acest de like. Toată lumea prezentă pe butonul acest de like, să facem 80 și după să mergem spre 100. Bun, deci, părerea mea sinceră e că nu prea știu ce să zic. Nu prea știu ce să zic, mi se pare un pic imposibil să se ducă Mbappé. Ideea de bază e că dacă Al-Hilal dă 300 de milioane pe el și dă 200 de milioane pe an, nu cred că o să accepte un singur an de contract. Adică asta mi se pare cea mai improbabilă chestie. Mai greu să cred că Al-Hilal o să dea 300 de milioane pe el, o să-i dea 200 de milioane pe an și să accepte un singur an de contract ca el să se ducă din vară la Real Madrid. Mai greu să cred chestia asta. Dar nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată, dar ar fi senzațional. N-are loc să stai ok pe post cu un alt Mbappé? Normal, frate, e greu să joci cu un Mbappé Coman. Salut, mene, salut, te pup. Deci ne arăți echipa cu care ai semnat? La 100 de like-uri, frate. La 100 de lichele, frate. Eu zic că se duce împrumut așa, uite pe Twitterianu, niciodată nu se duce. Singurul club la care ar vrea să transfereze în continuare la Madrid? Păi da, mă, dar ăștia vor să scape de el, frate. Ăștia vor să scape de el, băieții noștri. Arabii fac baie cu bani, poate se bagă și Barcelona, greu de zis. Ai văzut ce gol cu stânga a dat Coman? Păi cum să nu văd? IOE, end of an era, icons are coming soon. Ar fi frumos cardul ăsta, băieți, cu 99, cu 99, așa peste tot. Ce părere ați avea? Ar fi frumos să-l dă tot, ești nebun? Ce gogoșari sunt ăștia de la Navi, ce trolează? Ce-l trolează, bă, mâncați. Iar pe Dinamo, fotbal de Maldini. Ai, cum arată ăsta. Avem și noi șanse, cred că o să se bage, Petricioare, da, cred că o să se bage, sincer. Mamă, cum arată ăsta. A zis Fabrizio că Mbappé preferă să stea în Europa? Păi da, preferă, dar nu știu dacă are un club care să-l ia. Faci la el la FCSB, următoarea zi se lansează EFC dacă bagă cardul ăla. A fost coadă de un kilometru. A semnat cu Dinamo. Cine, frate, Mbappé? Mâine avem FCS. Poate facem view party, băiți. Poate facem view party. Așa, am rabat. Will not be uncovered așa. Mamă, deci nu se duce în sezon în cantonament cu Fiorentina. Că e aproape de Manchester United FC. Ia, new face cans. Fețe noi în EFC 2024. Haaland, Vini Junior, Rodrigo, Eder Militao, Marquinhos, Fekir, Camavinga, Tchouameni, Rashford, Dică, Saka, Grealish. Mamă, Grealish îi face așa părul ăla lui Grealish să fie top rău de tot. Grealish, Foden, Madison, Reece James, Alexander Arnold. Mamă, avem ceva jucători. Chiesa, Jota, Chiesa, clar că e și pe copertă. Cel mai tare videoclip a fost ăla lui Aga după meci cu Dinamo. Cum adică a fost cel mai tare videoclip? Ăla cu FCSBO. Mi-a băgat cuțitul în rană, frate. Mi-a înfins cuțitul în rană, frate. Van Dijk, Depay, De Bruyne, Alexander Arnold. Nice. Bă, chiar sunt curios. Police, ce e asta, mă? Police officers? Hai că mă interesează mie police officers. S-a băgat Maldini ăsta 84-10, 80 plus player pick. Ăla cu înghețata, a luat bișințare vreo 100 de euro, 100 de bilete, e normal. Bă, sunt curios rău de tot ce o să se întâmple cu Kylian, mă. Chiar sunt curios ce o să se întâmple. End of an era, icon coming soon. Așa, s-a calificat. Mamă, ia uite-l pe măcelarul nostru, băieți. Ia uitați-vă măcelarul nostru. Făcuiați vreo 50 de picuri, 80 plus, hai că poate să facem și noi. Poate o să facem și noi. 84-10, New Heroes se bagă azi, dar nu știu când, la ce oră. Avem ceva pe YouTube de New Heroes ăștia? Ia. Nouă ligele. S-a postat, mamă, postează clipul Jackson și că e nebun, băi. Și că e nebun, băi, Jacksone. Pleacă în Arabia acum, la idolul său. EFC. Everything you need. Bă, da, mai a apărut ceva, mă. EFC, ia, eSports FC. Ma, dar au părut, astea le știm, mă, le-am văzut, nu? Deep dive-ul ăsta l-am văzut, gameplay 3, l-am crezut că au fi anunțat aici. Pe TikTok ești live, n-am dat drumul încă, că am crezut că e vreun trailer la care să ne uităm. Dar nu e, deci dau acum drumul la live. Și pe TikTok, ca să fie treaba. Am văzut ceva cu BTW, ce înseamnă BTW? A, cu beta, da, mă, da, se bagă beta, da.
se bagă beta, nu știu exact cum, cred că o să dea doar la jucătorii pro sau nu știu exact cum e. Ideea de bază e cu anul ăsta, băieți, anul ăsta fac parte din, o să vă arăt imediat. O să vă arăt imediat, stați ce să se bage, să se bage ăsta. Ia să văd dacă s-a băgat, chiar sunt curios, nu știu dacă pot să arăt pe live. EA Creator, fac parte din, din baza celor de la EA, se numește EA Creator. Și o să primesc, bă, mai ești Dancose pe live? Nu cred că mai e Dancose, nu. Ia, all opportunities. The Sims 4, am oportunități acum, The Sims 4. Și îmi dă codul, launch de grab a code. Vreți să jucăm Sims 4, băieți? Hai că jucăm. O să dea iar 5 la... O să dea iar la Game Changer beta-o. A, de fapt, stai mă, că beta-o s-a dat random banul trecut, nu? Parcă. Parcă așa. Nemții TV, EA Creator. Da, mă, da, Steam, EA Creator. Astăzi și o să avem anul ăsta și o să avem, o să avem mai devreme jocul. Bine, nu știu dacă mi-l dă, mi-l dă gratis. Nu mi-l dă, nici nu știu exact cum e. Ești nebun? Salut, salut, I'm a goat. Salut, salut, salut. Jucăm noi Sims 4 când murim? Hai că... Așa. Stai așa să schimbăm un pic piesa, că m-a tăhuit Satoshi. Gata, Satoshi, am înțeles. Am înțeles, Satoshi. Dă-ne și nou ceva, un cileanu. Repetare, bam. Bam. A, dar acum stai, stai așa că trebuie să fac ăsta mare. Așa e, perfect. Trandafir pentru copii. Gaming FIFA 23. Nu e totodată așa, German, bună idee. Rareș Gabriel, ce zici, Rareș? Fără cont nou de FIFA RTG. Vreți să facem cont nou de FIFA, băieți? Vreți să facem cont nou sau da sau nu? Am auzit că baga Liga 5 așa. Sabiță ratat la Bayern? Hai că a trădat. Și ăia de la Dortmund care s-au dus la Bayern, ce mai zici de ei? Dacă... Bă, da, stați și un pic. Nu știu cum ar trebui să fie asta. Football Manager. Salut, Banu, salut, 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 te pop. Hai să facem și noi 100 de like-uri, băieți. Vreți să facem și noi 100 de like-uri sau... Nu prea-mi place, parcă e așa într-o râlă. Mi se pare mie să e într-o râlă. Go live. Da, ce s-a dat drumul la live-ul de pe TikTok. Mi se pare că e într-o râlă camera, băieți. Știți vorba asta? Că e într-o râlă? Sau era... Sau era numai la mine la Blăgești? Cancel, bro. Era numai la mine la Blăgești vorba asta, băieți? Sau vi se pare și vouă că stă într-o râlă? Pui numele Miroslav RTG. Bă, sincer să vă zic, nici nu știu cum să fac un cont nou de FIFA. Live. Gata, mă, suntem bine. Gata, suntem bine. Salut, TikTok, salut, vă pup, bine ați venit, tată! Salut, domnule nemții, gol, te pup, Eric, te pup, frățiorul, bine ați venit, domnilor! Bine ați venit, bine, bine ați venit, domnilor, bine ați venit! La Blăgești, doar la Blăgești se zice așa? A, mă trolat, deci. Ia, cum e, mă, camera? Se vede bine? Sau trebuie să fiu un pic mai... Așa. Așa e, perfect. Ai văzut ce gol a dat Alvarez? N-am văzut, n-am văzut, n-am văzut. Așa, dăm pe scena asta. Dăm pe scena asta și dăm, continuăm, continuăm discuțiile. Salut, Eric! Ai văzut pasa lui Modric? Bă, nu prea am văzut, nu prea am văzut. Ce mai știi despre EFC care e în mod trailer? Păi am postat, frate, am postat, am clip despre asta, Dragoș. Am clip despre asta, frate. Dacă intri la mine pe canal, o să vezi aici la videoclipuri. O să vezi aici la videoclipuri tot ce trebuie să știi despre carieră. Bam, bam, bam. Intre aici și vezi exact tot ce trebuie să știi despre carieră, frate. Câte goluri vei da contra celor de la Dăuți? Bă, hai că nu facem 100 de like-uri, deci vă arăt. Intrăm pe Facebook frumos. S-a prezentat, am fost prezentat la noua, la noua echipă, băieți. Am fost prezentat la noua echipă, noua echipă fiind, după cum bine știți, ați văzut, ați văzut pe acolo. Cel mai tare Cosmin Emțanu s-a postat. Vreau să facem și noi 96 de like-uri. Vreau să facem și noi cât mai multe like-uri la postarea asta. Dați-vă un follow la aceste știința Miroslava distribuie acum. Cum dau, mă? Cum iau link-ul? Cum iau link-ul, mă? Mâncați-și. Distribuie acum. Ce-am făcut, mă? Am distribuit la mine pe profil. Hai că las, l-am și distribuit, aia e. Distribuie în flux, trimite pe mod... Cum să mă bată tata, iau link de la asta, mă? Să mă bată tata, dacă știu. De aici? Până 2000. Stați așa că am un pic o eroare la creier, băieți. Apasă clic dreapta pe imagine. Copy link adres. Hai că e așa dacă e. Aici e direct la link, ești nebun.
Salvează Link. Hai că da. Bă, dar nu era aici cu Link-ul, mă? Here we go. Oricum o să fi întrebat și pe live-urile notare cu cine ai semnat. Suceava mai continuă? Ci că da din ce am văzut. Corspinem ți-am adăugat o postare. Cred că e link-ul de Facebook ăla de sus. Păi da, mă, dar ăsta e de la pagină, gen. Cum intru pe asta? Bă, dar n-ai văzut așa ceva. N-ai văzut așa ceva, bă. Intri pe site și iei link-ul de acolo. Intri pe site și iei link-ul. Păi mie nu-mi trebuie link-ul. Mie îmi trebuie link-ul de la postarea asta. Frățiorul meu. Asta zic. Mi-a dat link-ul de telefon. E ok. Băgați și voi niște like-uri la postarea asta, băieți. Vreau să văd și eu niște like-uri la postarea asta. Să facem miliardul de like-uri, frate. Miliardul de like-uri. Pe alea 3 puncte? Păi nu merge, mă, frate. Nu merge aici, era pe distribuie și era pe adaugă, copiază link-ul, ceva de genul. Dar nu mai este. Nu mai este. I wanna go home, where is home? S-a plecat. A plecat și TikTok-ul, frate. 87 de like-uri, încă 13 like-uri, să facem 100. Vamonos, toată lumea prezentă. Să bate recordul lumei, ții? Da. Ce număr o să ai? Bă, încă nu știu. Să văd dacă poate 7. Poate joc tot cu Șeptaro. Bun, și pe lângă asta... S-a tras Cupa României, băieți, pe 2 august, adică peste o săptămână și o zi, pe 2 august jucăm mare meci la Fălticentat. Jucăm mare meci la Șomuz-Fălticenios. Șomuz-Fălticenios, pe 2 august la ora 17:30, turul 1 al Cupei României, când vreodată. Numărul 69, încearcă 1, seamănă cu 7. Joci Cupa României, deja începe sezonul, începe Cupa României, da, Petrișoare. Începe Cupa României și jucăm la Șomuz-Fălticeni. Tapop, George. Sponsorul face toți banii la Miroslava? Cum adică? Care sponsor? Consiliul Local Miroslava? Forța Știința? 4 tururi? Ești titular Viața Mea? Păi n-am de unde să știu, frate, sunt de 4 zile la echipa asta. De unde e? De ce mă întrebați dacă e titular? Parcă nu știți de cu ce se... Bă, Nicolase, tu ești în lumea fotbalului, frate. Au stadion mai mare ca la Botoșan-Fălticeniu? Hai că au stadion mai mare ca la Botoșan-Fălticeniu. Au o tribună care cade pe noi, ești nebun? Ungheni intră din turul 2 că suntem mai șmecheri? Foarte bine, frate. Păi nouă ne trebuie meci de încălzire. Să fie treaba ta. Abia 96, 97, 98. Câte like-uri aveam, mă? Vei juca? Mamă, mă lasa mișto, nu? Mă lasa mișto. 103 like-uri. Ține-ți la Cinița Miroslava. Te-apup, Șerbane. Te-apup. Ca mărime, nu ca utilizare. Cu cine ai semnat? A plecat rolul. A plecat rolul. Care dintre voi se iubește mai mare? Corect, frumos. Bă, frumos. Nu știu dacă ați văzut înainte, s-a postat și asta, băiți. Asta ați văzut-o, da sau nu? Ați văzut-o postarea asta? Logic o să fii titular, e o revenire istorică. Eu știam că semnesc cu ei. Ați văzut postarea asta, că a postat Fabrizio Romano? Te-ai dus împrumut sau doar așa un an ca să te antrenezi? O lună ca să te antrenezi? Am semnat pe un an, frate. Am văzut un an. E ca și cum a revenit Messi la Barça. Salut, scuze pentru inactivitate. Te pop, Victor, nu e nicio problemă, frate. Stai liniștit. A postat echip că Real și PSG vor începe negocieri pentru Mbappé, ar fi Caterin Cărodă tot. Fabrizio Africano, Fabrizio Nemțao, frate. A postat asta Fabrizio Nemțao, nu mai fiți gogoșari. Tu ai editat-o? Hai că am editat-o eu. Cine știe să conduce? Sunteți gogoșari rău de tot, da. Bă, dar unde e Lucică, mă, să fii și pe Transfermarkt pe aici? De ce ne evită Lucică? Te-a pop afta, ce faci, mă, prățiorul? Care-i treaba, ai plecat de acolo sau tot acolo ești? Penetra bine Mbappé, că oricum au atacant, că oricum... Bă, dar ce mă enervează inimioara asta, că nu văd de ea. A, oricum nu au atacant. Adevărat, îți dai seama. Măcar ce la Miroslav au editor? Da, bă, e un băiat care se ocupă de pagina asta și e top, ești nebun. Aici am făcut un joc în ultima zi de cantonament. A plecat direct. Hai să arăt de 100 de milioane. Salut, Vlad, te pop, Vlad, te salutăm cu respect. A plecat poza. Au jucat tinerii cu bătrânii, m-au băgat și pe mine 30 de minute, am jucat și eu 30 de minute ca să fie treabă, că eram de 2 zile în cantonament. Și am jucat, ăștia erau bătrânii, am jucat la tineri, ești nebun? Am jucat la tineri, eu 28 de ani, m-am dus pe pili. Atenție, Antonio Agafția a venit și la Știința? Nu, pe trachet? Da, mă, da, e secund! Nu știai că e secund, Răzvii, nu pot să cred că nu știai! Atenție, dar Vlad nu are mod? Păi ce legătură are în modul? Bă, eu nu înțeleg de ce care e chestia asta cu moderatorul? Din punctul meu de vedere, moderatorul trebuie să fie
E un om care e activ pe canal, știi? Asta e singura condiție de bază. Ai marcat, trebuie să ne vedem la un meci, adevărat, adevărat. Cum mai ești? Și pe TikTok? Da, frate, da, suntem pe TikTok, suntem peste tot. Suntem peste tot în emisie. Vezi că te vrea Real Madrid? Hai că mă vrea. Te salutăm, Vlăduț, te salutăm. Ce faci? Te-ai tuns aseară 0 sau nu te-ai tuns? Multă baftă și să vină o nouă promovare? Doamne ajută. Cum ar fi Aga? Așa, da, exact, cum ar fi Aga, care n-a intrat pe live azi. Sunt la lucru, sorry? Azi că e la lucru, bă. E la lucru, bă, Lucică. Să mi-aduceți aminte să-i dau hide când intră. Și Taciuc? Da, a venit și Taciuc. Păi din ăștia, nu știu dacă îl știi. Taciuc, pe Bote, cred că îl știi. Ăsta e Mihăieș, Danale, Iuraș cu Borde. A picat Neymar Team of the Season, nu pot să cred așa ceva. Adevărat? Încă 9 like-uri să facem 100, vamonos. Nici eu la Vlad am câștigat IFC, știu că mi-ai spus. Știu că mi-ai zis, Nicolae, mi-ai zis. Și Danale, da, și cu Petros, frumos, cu toți băieții. Aici mai sunt băieți care au mai jucat pe la Iași. E treaba. Îți dau tap-tap cu autoclicări, te pup, Alexuțu, te pup, mersi. Portar cine e? Portar e băiatul ăsta care a jucat pe la Darabani anul trecut, Daev Junior. Și cine mai e portar? Unde e portarul celălalt? Și portarul ăsta, Ciofu, Denis, parcă, de la Pașcani. A apărat la Pașcani și pe la Iași, pe la Junior, ceva de genul. Și mai era cineva, nici nu mai știu. Ce ești, rămâne FC Botoșani în ligă? Bă, e greu. E greu, frate, că e o liga întâi destul de tare, frate. Mama, au plecat meciurile azi, dar nu joacă nimeni din România, nu? Moderator înseamnă să fie activ 24/7 pe live, un like, să scoți pe cei care sunt așa, adică cei care nu-i vede nemții? Corect, frate. Corect, o descriere perfectă, frate, descriere perfectă. Sunt la muncă, spor la muncă, Vlad, spor la muncă. Ne-a picat aseară Ronaldo, nu pot să cred. Trimite-mi poză, frate, să văd. Lucrează cineva din familia mea la Real, poate să te transferezi, zi, frate, ca să fie treabă. Neața, băieți, vă pup. Mă întrebați de Liga 1, frate. Unde e, mă? Avem aici așa frumos. După două etape, clasamentul arată în felul următor. Faro Constanța 6 puncte, Cluj 6 puncte, FCSB 6 puncte. Deci, cu siguranță, astea trei echipe o să se bată pentru campionat. Rapid 4 puncte, Craiova 4 puncte, dar după meciul de aseară ar trebui să se facă 6. Adică, la cum a jucat aseară Craiova cu Oțelul, meritau victoria. Au dat 4 bare, ești nebun. Broșii am dat moderator la mulți, nu au fost ok, moderatorii au un rol. Exact. Bine, mă, la noi altceva. Dacă vrei să ai culoare în chat, îți iei membru, frate, e simt. Care-i treaba cu cele două TSK? Exact cum e la noi, cu FCSB și cu Steaua. Cam puțin după două etape, doar 3 pe cu... Bă, cam puțin, într-adevăr. Dar Craiova meritau și ei 6 puncte, că i-au cocoșat aseară pe Oțelul. Sepsi probabil o să fie și ei acolo, Hermăștea voluntari, 0 puncte, Poliaș, Dinamo, Craiova... Craiova cu Sepsi și cu FCSB. Bine, au avut și meciuri grele, Sepsi, FCSB, Dinamo a jucat FCSB, Craiova. Poți să zici că au jucat, avut meciuri grele. Iașiu nu chiar că a jucat cu Hermăștea, E așa, e greuț, frate. E greuț. Care a fost cea mai mare ligă la care ai jucat? Liga a doua, frate. Dinamo sunt cam jos, dar eu zic că o să mai urce Dinamo. La cum joacă Dinamo, eu zic că o să fie acolo, pe la mijlocul clasamentului. Bine, și Oțelul s-au apărat ieri bine, dar au avut și noroc. Nici nu știu ce să mai zici. Sper că FCSB se face în Ghencea, forța FCSB, bă, cred că o să se rezolve chestia asta cu Ghencea. În principiu ar trebui să se rezolve, pentru că mi se pare o prostie ce se întâmplă. În perioada asta. Ia să vedem. Gigi Becali contrazis de UEFA, l-a anunțat titular cu CSKA Sofia, dar lipsește de pe lista trimisă de FCSB. What? Tot aveam pe păsă, dar când trimitem așa? Din cauza unui carton roșu și primit ultima etapă, Tavi Popescu nu apare în lotul anunțat de UEFA. Salut Ilhan, salut. A făcut cerere și aceea, am văzut. Am văzut. Deci nu e pe lista UEFA Tavi? Totuși numele tău poate fi adăugat pe listă până la... poate fi adăugat. Alt nume important care lipsește este cel al lui Pantea. Deci Pantea și cu Tavi Popescu nu sunt momentan pe... Bă, destul de interesant. Cum dau mă bec? Te pup, Gheco. Te pup, mai bine să nu joace cu bulgarii? N-am nici mai vagă idei cum dau bec. Bec. Asta zi. A fost și Ciolaco, am văzut. Bilen Omania a arătat un nou transfer. Scoțieni așa, Al-Hilal au pus pe masă 300 de milioane, asta știam. David Popovici aleargă, omul nostru.
Așa, te pupăm, Dariusica, te pupăm, te pup, Max, te pup. Așa. Ce urmează pentru Petre? Mamă, bă, uite mare articol cu Patrick Petre, m-a luat la mișto. Uite-l pe Mubarak. Mamă, eram și eu pe aici, prin dreapta. Luci, mamă, uite-l pe Neicu, pe Ciobi. Ce s-a întâmplat, ule, 30 de minute? Nu prea multe, frate, nu prea multe. Încă 8 like-uri să facem 100, băiți. Vamonos, haideți cu 100 de like-uri dacă vreți să fiți de ajutor. Și nu uitați să apăsați și pe butonul și de subscribe, neapărat. Bă, dar am dat share-uri peste tot, pe Instagram am dat, pe Facebook am dat. Și nu mai știu unde am mai dat și unde ne-am mai dat. Cred că am dat peste tot, nu? O 100 de like-uri într-o oră? Adevărat! Adevărat, măcar 100 de like-uri într-o oră să facem. Ia să vedem, mă, ce zice frățiorul. La 500 de like-uri închidem live-ul. M-a dus la piatra, Florentin, să mănânc delicie ce a realizat la Ceahlău. Mă bucur foarte tare că l-am dus acolo, pentru că a reușit atât pe parcurs așa, cu grupul. Un mare merit l-am și eu acolo, am plecat din anumite probleme personale. E bine, are contract un an de zile, să fie sănătos că talent are. Important e să fie sănătos și să aibă noroc. Patrick merită mult mai mult. O spun de foarte mult timp, așa, cu siguranță depinde de el. De fel cum va juca în următoarea perioadă și dacă joacă bine, cu siguranță va juca mai sus. Bă, adevărat. Adevărat. Dacă ar avea puțin noroc, poate... Cum mă? Stai așa că nu mai știu. Alt și left arrow. Hai că merge, ești nebun. Uite. A, am intrat pe asta. Ce-am făcut, doamne? A intrat de pe ăsta pe ăsta. Uitați și la sondajul cu FCSB? Unde, frate? Era sondaj, nu? A, Mbappé out la așa, ce echipă ar trebui să aleargă? Real Madrid, frate. Real Madrid 58%. Salut, Andrei Galați, salut, salut, te pup. Pune câștigă, dar unde era aia, că nu mai văd? Era pe sport.ro, unde era? Era pe sport.ro, aici? Câștigă TSCA Sofia egal, câștigă FCSB, pune câștigă FCSB, băieți? Dacă FCSB va juca cu CFR pe Ghencea, va fi nebunie, pe ăla verde? Pune FCSB, băieți? Unde te-ai transferat? Te aștept pe YouTube, frate. Marcu Mihail, te aștept pe YouTube. Da? A votat românii, 7640 de voturi, mâncați așa. Românii noștri. Adevărați. Așa. Cristi Balaș, prima anunță așa, are nevoie de sprijinul nostru. Prima reacție a lui Șumudic, a aflat pe lista universității care a pentru... Dacă fiți să vezi joacă țelul, bă, ar trebui să treacă. Și eu zic că ar trebui să treacă. Mihai Rotar are două variante, Eugen Agoie va fi dat afară. Bă, eu nu cred că va fi dat afară, frate. Adică mi s-ar părea o prostie să fie dat afară Neagoie. Adică mi s-ar părea o românească de mare angajament, ești nebun? Mamă, bă, stați așa, bă. Mamă, câtă apă e aici, am uitat să scot apa de la aerul condiționat. Am uitat să scot apa de asta, stați așa că trebuie să vin cu mopul, băieți, că inund vecinul. Mamă, mâncați. Nu știam eu de ce s-așa aud pe la picioare, mâncați aș gura ta. Stați așa, să văd și eu chat-ul. Stați așa un pic, băieți. Extraordinar. Extra, ma. Ne-am dus, băieți. Hai că face ceva, mă, pe ăsta, ești nebun? Ma. Sper să nu fie Gabriela pe live. Gata, am venit aici, de unde te-ai transferat? Stai așa, frate, că trebuie să dau cu mopul, mâncați, ești gura ta, doamne. Uite ce am făcut. Cred că trebuie să adun și șervețele. Stați așa, băieți. Stați așa, că avem mare problemă. Plecați, inundați, amâncați-și. 2000 de oameni pe live? Hai că 2000 de oameni pe live. Încă 2 like-uri, băieți. Încă 2000, încă 2 like-uri. Mă. Ia uitați-vă, doamne, mâncați aici gura ta. Am dat? Nu înțeleg spărarea alterilor, ți-l să încurce toate echipele de play-out, de play-off. Păi au avut și noroc aseară, frățiorul.
mama a plecat, inundațiile în casă. Băi, mai e cineva prezent? Salut, succes la noua echipă, te pup frate, bă, stai ceață, veni înapoi. Hai să facem și noi 100 de like-uri, mai suntem, mai e cineva pe live sau ne-am dus pe bine? Două secunde, băieți, să rezolv, am o problemă administrativă. N-am scurgeră la AC. Mamă, 61 de oameni, suntem bine? Bine? Normal că suntem? 202, un minut și vin, băieți. Sunt aici cu voi. Dați like, mă, aia zic 100, gata. Stați așa că am mare inundație aici. Gata, mă, s-a rezolvat, parțial. Pentru cine nu știe care e treaba, pentru cine nu știe care e combinația și care e ce sau care e așa, care e așa, am un aer condiționat de ăsta portabil, l-am luat de la taică-miu și are, la aer condiționat are scurgerea aia, știi? Și eu scurgerea aia, fiind jos la aer condiționat, n-am avut unde să o pun și o pun într-o, am o farfurie așa, mai de aia de ciorbă. Am o farfurie de ciorbă, bro. Și s-a umplut aia, deci vreau să-mi scrieți, la fiecare 10 minute vreau să-mi scrieți, vezi apa de la aerul condiționat, vă rog eu frumos. Că dacă nu pleacă inundațiile direct, mersimul pentru 100 de like, rubeți. Mamă, m-a luat cu inimă, ești nebun. Vă pop, dacă n-am văzut mesaje în perioada asta, a, eu, mi-ești mai prost. Așa, bun, salut Adrian Florin, salut, salut, vezi apa? Peste 10 minute, cocoșarilor. Așa, ia să vedem ce avem pe aici. Marcel Sabitzer, m-ați întrebat de transferul ăsta al lui Marcel Sabitzer. Bă, era normal. Îmi pare rău că nu l-a ținut United după ăsta, sincer, că mi s-a părut un jucător bun. Chiar mi s-a părut un jucător bun. Neața, domnul hashtag, neața, te pup. Vă pup, băieți, bine ați venit, respect. Respect. Nu uitați că începând de astăzi trebuie să vă activați clopoțelul, o să facem live-uri zilnice, băieți. Live-uri zilnice, să nu te curentezi, bă, fără de astea. Fără de astea. O să se usuce pe aici, cred că. Succes la Miroslava, mersi frățiorul, mersi. Salut nenții păreri, ce se merește, da, bă, nu prea cunosc. Începând de astăzi, da frate, da, începând de astăzi, deci Marcel Sabitzer ăsta, după câte trădări au fost de la Dortmund la Bayern, acum e de la Bayern la Dortmund, adică erau, toată lumea știa că se duc băieții de la Dortmund la Bayern, acum anul trecut s-a dus Schule de la Bayern la Dortmund, acum Sabitzer de la Bayern la Dortmund, e interesant. A început Liga a doua? N-a început. Și Astrid ce fac? Și Ro doarme aici cu mine și Astrid cred că e prin Livington undeva. Attila Salai de la Fenerbahce la Hoffenheim, Sergio Canales de la Real. Mamă, s-a dus la Monterrey pentru 10 beți. Sergio Canales, bă. La Monterrey, mâncați, s-a dus. De ce nu s-a dus el prin Arabia? Îmi explică și mie cineva? Și Guerreiro s-a dus la Bayern? Corect. Corect, da. Frigan, Marco Sala, Roman Saiz, mamă, Roman Saiz de la Beşiktaş la Al-Sadd. Elias Aciuri de la Vibor la Copenhaga. Nu știu cine e. Stai să caut niște tutoriale cum să joc pe mâncă, că chiar n-am nicio idee și vorbim pe seara imprimeat. Îți arăt, frate. S-a dus pe Pilici Canales, chit că nu a fost ceva jucător. Am înțeles, Mercato, Tamaze, Tamaș, Harvey Barnes de la Leicester la Newcastle pentru 44 de bețe. Terzic, mai e vreun ceva? Danjuma, mamă, Danjuma de la Villarreal la Everton, nice-o. Ăsta a fost la Tottenham, nu Danjuma? Am impresia. Okumu, Emegara, Emanuel Emegara, mai joacă Emegara, băieți? Bacambu de la Nasr al Galatasaray, mamă! Mamă, dar tu ești ăsta are 30 de ani, mă? Adevărat are 30 de ani? Danjuma a fost la Spurs? Păi asta am zis și eu, nu? Asta am zis și eu, dacă nu mă înșel. De la Vi, Danjuma numărul 10 la Everton, Nars. Nice. Un TT de la Barça la Lille. Grenoble ăsta cred că sunt Liga a doua, nu? Sunt în Liga a doua, Grenoble, băieți? Liga a doua franceză, da.
Simă și respect domnilor, congrați frățiorul, forța știința, te pupăm, Ovi, te pupăm, bine ai venit. Bine ai venit, frățiorul. Bine ai venit. Alin Toșca de la Benevento la Aria Hid. Ăștia cred că-s Liga a doua, așa-i? Marticiul a zis clar? Am văzut, dragos, am văzut. Cel mai probabil o să joace acolo. Bine ai revenit la știința șefule, te pup, frate, te pup. Te aștept pe toți pe YouTube, băieți. Nemții TV mă găsiți pe YouTube-scu. Aubameyang la Marseille, asta se știa. Jordi Alba s-a dus lângă Messi. Am văzut că și Iniesta e acolo. Bun, postul ăla, pierdere mare? Bă, pierdere. Nu știu dacă mare, dar pierdere, da. Poți să zici. Doherty de la Atletico Madrid la Wolverhampton, liber de contract. Nice-o. Cresici de la Rica la așa. Onana. O, l-a prezentat. Știi, Tarpan, că dacă intre pe Semenghețe, nu pe stadion nou, da. Goro, știi că este echipă? S-a dus la Focșani, Goro. Din ce știu. Cred că e și anunțat pe undeva. Schmidt, Zander, așa, Eduard Duțu, de la Fiorentina, la, mamă, pe ăsta, pe Eduard Duțu, ăsta l-am luat la Football Manager. Era bun rău de tot. Se reface, ori Barça, se reface, ori, ce zici acolo, mă, Dragoșe? Ai văzut ce nebunie de golat aseară atacantul de la UTA? Ce nebunie de golat atacantul de la UTA? Atacantul de la UTA aseară? N-am văzut. Salut, Denis 21, salut, te pup! Ce, Focșani? Da, mă, da, Focșani. Eu pe Aga pe fumă, se reface Old Barça la Inter Miami. A, se reface Old Barça. Oricum toți care nici așa, nu pare drept să refuz naționale fiind toată ca la un jucător sunt mediocru. Bă, da, și nu știu, asta cu naționalele și cu refuzurile sunt... Nu prea le înțeleg nicio, dar cine știe. Mamă, Piatek la Bașa Cheșir, nu aseară, vineri? A, vineri. Nu mai știu exact. Parcă am văzut ceva, dar nu mai țin minte. Și Bodea la Bistrizatul ăla, îl știu pe Bodea, da, îl știu. Nu cumva ai jucat cu Șomu și am trecut în primul meci din cupă? Ba da, Eric, ba da. Le-am dat și gol cu stângul. Bă, deci, acestea fiind spuse, hai să mai lăsăm Mercato, am văzut pozele, am anunțat transferul, am văzut tot ce trebuie. Nu uitați să dați like, subscribe, tot ce trebuie acolo. Și nu uitați, dacă intrați aici pe live frumos, apăsați și voi pe butonul acesta de like, hai să facem 150 de like-uri. Și dacă vreți să vă dați comandă de EFC, sunteți pe PC și nu v-ați dat încă comandă de EFC, intrați aici pe linkul ăsta din descriere, EFC la cel mai bun preț. Și o să vă apară aici pe Eneba frumos, 448.000, vă dați acolo comandă, o să primiți un cod, vi-l puneți în EA App și o să primiți toate beneficiile, Ultimate Edition, pre-order bonus, 7 zile early access, ca să fie treaba. Să jucăm fumă, bă, dacă vreți să jucăm fumă și dacă chiar credeți că v-ar plăcea chestia asta, o să facem un live special în care începem o carieră și dăm drumul la treabă. Având în vedere că stați așa să dau camera aia, că trebuie să bag camera de om serios. Dacă, având în vedere că odată cu transferul la Miroslava, având în vedere că voi fi acasă non-stop zilnic, adică o să fiu aici în zonă, dacă sunteți interesați, o să facem și o serie de Football Manager și ne băgăm la creație. Football Manager cu Miroslava, bă, e greu să fac cu Miroslava, că ar fi conflict de interese, frate. Deci, apa, mama, adevărat, mâncați aici. Bravo, Iuliane. E ok. Ciucuieze s-a dus la AC Milan, am văzut. Ai cod Eneba? Nu mai există codul Eneba, Gabi. Nu mai există codul Eneba, singura chestie pe care pot să ți-o și pe care vă ofer este linkul de aici de la mine din descriere. Dacă vreți să vă dați precomandă de FIFA 24 EFC, intrați aici pe codul ăsta. Dacă vreți să vă luați alte jocuri, intrați pe jocuri Eneba aici și vă apar toate jocurile, toate promoțiile, sunt mereu promoții pe site-ul ăsta și să fie treaba. La fiecare comandă primești eu 5% cred că din preț. Deci dacă folosiți Eneba și dacă vreți să folosiți în continuare, m-ar ajuta foarte, foarte mult dacă ați comanda de pe linkul de la mine din descriere. Coduri Eneba nu mai sunt, nu cred că o să mai vedeți la cineva coduri Eneba, adică vouchere Eneba nu mai sunt coduri de reducere. Deci doar linkuri de genul. Așa, bun. Să revenim la pe scena, suntem pe scena de desktop, e perfect. Așa, să dau asta așa. Teriela de 99 shoot power, ne uităm imediat. Apa, o să ne uităm. Data viitoare, o mai lăsăm un pic. Bun, acestea fiind spuse, mai e ceva pe ordinea de zi sau intrăm în FIFA să vedem cine care e combinația, cu ce se întâmplă? Ce se mai întâmplă în jocul ăsta? Josef Martinez la ce atacant înainte? Mamă, vezi că avea card bun Josef Martinez la petricioare la edițiile anterioare de FIFA, că avea viteză bună. Liga a doua promovați, Doamne ajută! Eu nu-i vă spune EFC, îi vă spune FIFA 24, păi e normal, fate. Se mai întâmplă ceva în jocul ăsta? Bă, asta vreau să văd și eu. Cristiane. Că s-a băgat Footix acum, s-au băgat din astea. Footbin. Am văzut că e cardul ăla de 99 al lui Ronaldo, măcar pentru el să deschidem și noi niște pachete. Ia uite-l, tată. Mamicule.
facem și noi niște una alta, să fie niște pachete. Așa care ce-i facea? Poate agă la rece să aibă aga. Ce să aibă? Ia uite-l mă pe Ronaldo ăsta cum arată, ferească Dumnezeu. Rafaelau, Benacer, San Just. Așa, da, intrăm în joc și vedem. Ce echilibrate cotele la FCSB cu Bulgarie? Ia să vedem. Flash score. Când se joacă, mă, meciul mâine? Vreți să facem diseară view party, băieți? Dar vreau să lucrez la o grafică, mă. Vreau să lucrez la o grafică, să mă bag și eu la creație cu view party-urile astea, să fie treaba-treaba. Să fie treaba-treaba, ia. Țesca Sofia, 260 cu 2. Mamă, 260 cu 260, a plecat direct. Are, poate are aga? Nu-l are, mă, nu-l are, că dacă l-avea, mi-ar fi spus. Mamă, 260, 260, mâine e, am înțeles, și mai joacă cineva mâine? Sau numai băieți? Numai băieți, cred că nu, numai FCSB-ul. Joi, intră și Sepsio, intră și CFR Cluj, intră și Faru. Nice-o, nice-o, l-are lăun. Salut, lăsați și un mesaj cu o recomandare de monitor pentru PS5, pentru FAP pe Facebook. Te pup, Cosmin. Bă, frățior, eu nu am mai uitat mesajele astea, că am avut o perioadă aglomerată. Deci, stai așa să văd dacă am monitorul meu. Ce pot să-ți recomand? E monitorul meu, ia. Dar nu l-am aici. Nu l-am aici, dar stai că l-am în partea asta, pe PC Garage. Suntem pe scena bună? Suntem pe scena bună, nu? Îl am pe PC Garage aici. Dar stai așa să dau pe scena asta ca să nu se vadă datele de livrare. Pot să-ți recomand doar ăsta meu, are și stresul de ăsta și e bun pentru gaming, dar e destul de scump, știi? Ia, comenzile mele, e un BenQ Zoe. Stai așa să văd care e, ăsta la OBC. Da, ăsta e. Ăsta e monitorul. Deci ai plecat de la cea, mi s-a terminat contractul, frățiorul. Ăsta e monitorul, frățiorul. BenQ LED, BenQ Gaming Zoe, nu știu dacă a mai apărut altceva în ultima perioadă, eu l-am ăsta și sunt mulțumit de el. Eu l-am luat și chiar vă recomand dacă folosiți ăsta, PC Garbage ăsta, cum zice stresul, mergeți aici jos și puteți să găsiți, dar nu știu dacă mai e pe aici, nu știu exact unde e aia. Mai puteți să găsiți resigilate, eu l-am luat resigilat pe ăsta și chiar a fost ok. Ai văzut că a dat Larry hat-trick din penalti? Am văzut. Am văzut, tot m-am uitat, mă uit mă, că nu pot fără fotbal, chiar dacă am altele de făcut, tot mă uit. La tine în cameră este mare? E ok la preț? Eu căutam până în 1800. Mamă, așa de scump. Deci că merită pentru FIFA, bă, frate. La resigilate îți dă garanție? Da, tată, da. Da, da, da. Ideea de bază e că pe ce joci, Cosmine? Pe ce ești? Ai zis pentru FIFA, nu? Eu zic că e mai mult decât ok și ăsta. Că dacă nu te duci la monitoare gaming. Uite, te duci la monitoare gaming și ți alege aici, exact, cu herții, cu din așa. Nu știu ce e limită mare. Limită Hertz PS5. Ieșirea video asta așa, necesită un televizor sau monitor care acceptă 60 de Hertz. Și 120, ieșirea video? Cum să ai 120 de Hertz? 120 de Hertz, deci maxim de 140 ar trebui să ții. Salut Andrei, salut, te pup. Sau un monitor? Sunt la monitorul loc de TV? Bă, pentru gaming, da, cu siguranță. Deci 144 de Hz. Nu pot să. Deci n-are rost să ții de mai mulți Hz. 120 Hz maxim pe PS4? Da, exact. Exact. Deci, dar tu ești pe PS sau pe ce ești, Cosmine? Eu am considerat că ești pe PS, dar dacă ești pe altceva, n-are, nu e pont. Adică maxim trebuie să ții de 144 de Hz. În primul rând, diagonală. Eu am diagonală de cât e Zoe-ul ăsta, ia. Cred că am ieșit de acolo. Mi-am luat un laptop pentru FIFA. Diagonală, nu știu cât e Zoe, cât o fi Zoe-ul ăsta al meu. Dar cred că majoritatea sunt ea, 31 de inci, 23 de inci, 24. Ia, stai așa. i5, 12 generație RTX, a, ești pe calculator tu? Tu ești pe calculator, am înțeles. Sunt pe PS5, mă uitam la unul de 2K, dar nu știu dacă contează și am luat grafica. Bă, nu neapărat, că dacă ție 244 de Hz, asta e tot ce contează. Și te bagi frumos la creație, producător, caracteristici. Acum depinde și de dimensiune, că nu știu exact care e combinația, știi? Dar oricum s-ar vedea top. Îți iei unul de 144 de Hz, dacă vrei, dar eu zic că e mult. Eu zic că e mult 20 de milioane doar pentru asta, știi? Și selectezi aici și ai toate combinații. Uite, ai și curbat, depinde cum preferi tu. Curbat, normal, mai mare, mai mic, mai una alta. Te uiți tu la reducere aici, să prinzi o reducere bună. Ia, ăsta, uite, de exemplu, ăsta e gigabyte. 1 milisecundă, 144 FreeSync, e 14 beți ăsta, uite, gigabyte ăsta. Oficial negoia pe care de la Craiova, nu cred.
monitor așa, dar era unde, mă, resigilate, mă, nu mai știu unde era, unde erau resigilate. Pe telefonul mi apare undeva, dar nu știu unde. A, dar nu, uite, nu are, parcă aici trebuia să apară, discount. Oficial Neagoia a plecat, Neagoia, adevărat? Adevărat? Facem și noi 120 de like-uri, băieți, sau n-aveți chef? Atenția, mass media. Craiova. Craiova. Nu pot să cred că a plecat Neagoia, bă. Nu pot să cred așa ceva. Bă, dar ce români spurcați, mă, mâncați. Bă, de ce-i face, mă, așa ceva? De ce-i face așa ceva după două etape? Îmi spune și mie cineva? Ferească Dumnezeu Sfânt. E bătaie de joc, n-ai treabă. E strict bătaie de joc. Nu e rău deloc, Eric? Tu să-l dai afară, poate din 6 nu e așa rău? Păi cum să nu fie? Și chiar meritau 6 puncte, ești nebun, e care liber pentru ce modică? Fane, sunt fericit acolo în comentarii. Bă, dacă-l pun pe șumut, dacă-l pun pe reghe înapoi, eu zic că e top. În etapa a doua, Doamne ferește, Maica Domnului. Doamne ferește, Maica Domnului, da, bine, hai, gata. Gata cu astea, intrăm frumos pe... Dăm pe scena de cameră. Așa, și dăm drumul la PlayStation. Mamă, de când am mai deschis PlayStation-ul? De când am mai deschis PlayStation-ul, Doamne? Gata, suntem bine. Craiova cu lotul actual nu, poate, nu se poate bate la titlul ăsta, 1, 2, 3, 4. Bă, nu știu ce să zic, mi se pare un big improvement. Mi se pare că Mitrița ăla poate să dea gol în orice moment. FIFA 23, mamă ce îmi place. Se stați așa că se descarcă. Se descarcă update-ul, bro. Se descarcă update-ul, bro. Oh, și stați așa un pic să-mi pun, să-mi setez astea aici. Așa. Chat-ul aici. Anustelei, că nu i-a plăcut că la sfârșitul meciului Coțelul Mitriță era cu toți colegii în jocul terenului și le ținea un discurs. Nu i-a plăcut, cum nu i-a plăcut lui Neagoie? Clara Aga, eu vreau Eric să facă cu nemții. Cu cine ai semnat? Băgați emojiuri pe cea, băieți. Te pop, ce zici, mă, Dragoșe? Ce zici, mă, ungurenașile, te pop. Frățiorul improvizează un pic și pune aerul de pe scaun fără spătar. Improvizează un pic și pune aerul de pe scaun fără spătar și la jos. Adevărat, să ferească Dumnezeu. Cred că ești geniu, Ovidule, mâncați aici gura ta. Bravo ție. Bravo ție, ta. Mamă, stați așa că mă pun să ridic AC-ul, băieți. Stați așa un pic. Mamă, m-am băgat la creație rău de tot. M-am băgat la creație, dacă o cădea ăsta, Doamne, m-am dus pe Filip. Hai că da.
Asta zic. Asta zic. Haide, Doamne ajută. Ce se întâmplă pe aici? Bun, nemți, felicitări, multă baftă, te pup, Andrei, te pup. La patron și că nu are prestanță în fața jucătorilor. Nemții, nu se vede chat-ul pe ecran. Gata, viața mea, se rezolvă. Dar like-urile se văd pe ecran și n-am făcut încă 120 păreri. Stați-mă un pic, băieți. Bă, am pus aerul condiționat așa. Și acum... Stați-mă să aduc ceva să pun acolo. A, noroc. A plecat direct vaza. Hai, noroc. Ne ții instalatorul. Bravo, Ovidule! Bravo, Ovidule! Mare, mare, o mare caracter, mâncați și. Mare, o mare caracter. Așa, bun. Legit ar trebui să pui în chat cu cine ai semnat? Lasă-mă, frate, să întrebe, că e ok. E ok, bun. Să revenim la jocul nostru minunat pe care nu l-am mai jucat de aproximativ 24 de ani. Mamă, Ronaldo și cu Alvarez, putise celebration. Continue career, ultimate team. Hai să vedem. Ai mai trimis mesaje pe Insta la mame? Bă, de ce zici asta, ești gogoșar? Pune un bidon mai mare de plastic și să te mai foiești la fiecare 10 minute? Păi n-am cum, că eu, nu e chiar așa de sus. E un pic, am pus un din ăsta. Păi folosește găleata la, de la mob, frate, să-ți stai și nici măcar o oră, că e rea... Mamă, găleata de la mob! Bă, dar e prea creier, Ovidiu, mă ia la mișto rău de tot. Bă, frate, cine e creier? E prea creier, mă, ești nebun? Bă, cine e creier? E prea creier, e prea creier, Ovidiu, ești nebun? E prea creier, e prea creier. Cum a dus capul? Cum a dus capul? Că pe mine nu m-a dus, ești nebun? Ai semnat cu cineva? Te aștept pe cea pe YouTube, frate. Mamă, downloading list updates, nu știu dacă e chiar pont ce am făcut aici, că aveam niște transferuri. Și Zon și Chehel arată foarte bine, tapop, ovie, tapop. Asta înseamnă, bă, experiență în viață. Asta înseamnă. Haide, mă, jocul nostru favorit, să vedem ce se întâmplă. Vreau să te trick să-mi dai tricou după meci? Care meci, frățiorul meu? Ia, Cristiano Ronaldo 5 weak foot, Di Maria 97, Benfica. Mamă, season 8. Welcome to the așa. Foot is here, NXP, win challenges sau objectives pro truc, două sezon așa. Refresh the weekend and daily objectives, mean you have multiple ways to make season progress in NXP. Collect XP, level 41, da la kit. Te salut cu stimă și respect, te apop Gabriele, te apop. Wow. Selected player stat așa, lookout of așa, best. Ah, deci avem batch 1, best of. Wants to watch, road to the knockout, roll breakers, winter workout, centurion, honorable mention, toti. Am înțeles. Am înțeles. Tu ești Eminem, unui manager de succes, mereu vin ideile și experiența vieții, tapu pe sufletă, po, frățiorul meu. Oh, love United. Nice-o. Vezi că ai îngreță pe la colțul gurii? Stați în banca voastră și dați și voi like-uri să facem 120, numai șomați. Ai 3 pe cu 85 cu un player. Oh, mamă, ce, vezi că e mișto kitul ăsta. E mișto kitul ăsta. Ce am, mă, 3 pe cur 85 cu un jucător? Adevărat am. Oh, a plecat pachetele li, single draft token pack. A plecat single draft tokenul. Ia să vedem tata. Ia să vedem tata, 85. La 120 de like-uri deschidem primul, da sau nu? Arată echipa? Păi n-am mai intrat pe echipa asta de aproximativ 2 săptămâni. Te pop, Donald Duck Mario, te pop. Ia uite tata. Asta e echipa cu care am jucat. A, ba nu, stai. Stai că asta e lui Daniel Seneca, scoat selector, cu asta a jucat Daniel, Nemți TV. Asta e a mea, frate. Buffon, Becker, Roussillon, Diaby ăsta care nu mai e. Nu mai știu cine era aici.
Ademi Vitinha, eu mi-am făcut cu Ademi ăsta, mijlocaș central, cu Sterling ăsta. Cu toți băieții în floare aveți, nici nu mai știu cum am făcut, ești nebun, Balac. De ce mi-a dat XP, ce s-a întâmplat? Sună la anul intra mă la tine. Foundation, este Foundation nou, mai la mișto? What the fuck, e Foundation nou ăsta, dar ce e alt joc? Mă, ce se întâmplă? Level 41 bonus. Objectives. Robin Gosens 93. Team China. Maaa. Uite-te la season progress, știu că e vine. Team Filipinez, Team Norway, Team Switzerland. 75 așa. Așa. Aici avem Isaac sau 584 plus. Mamă, Modric. Sau 85 ori 10, am înțeles, unul dintre ei așa. Ce-am făcut, doamne? Dar la chite la 41, știu, am văzut. 7 așa, 85. Ryan Kent, 85 sau 25 ori 84. Mamicule. 25, 5 player. Mamă, Jota, footies. 30, mamă, toată lumea ia pachetul, băiți, e clar. Ferdinand, 85 ori 10, pachet, ai, unul din 590, tot timp football de trofita, hai că ia cineva ăsta, cu cine ai semnat? Cu știința Miroslava, frate, băgați și voi niște emoji-uri, bă, când intra, așa, Iuliane, uite, că a pus Iulian Ducu, uită-te pe chat unde, Donald Duck, 3000 de fotbal de la Donald Duck, te pop, ai zis Ryan Kent 85 sau 95 ori, e bine, am zis perfect, frate, le-am încurcat un pic, dar e ok. Așa și mai... Stai mă că nu înțeleg. Level 40. Se mai dă așa și da la elama asta. Da la kit ăsta. Mamă, 40.000 de puncte. Mă, ia la mișto. Hai să deschidem și noi niște din astea, să vedem cum sunt. Mamă, deci sunt toți jucătorii în pachete? La 120 de like-uri deschidem primul. Nici 95-10 n-ați garantat că dă ceva jucar. Mă să mă spăl pe mâini, că miros aer condiționat. 120 de like-uri și dăm băgăm treabă. Dați și mai niște tap-tap-uri TikTok. Curge bine, mă, sau curge până? Curge bine. Hat-trick meciul viitor. Încă două like-uri, Rado. Încă două like-uri și pleacă primul pachet. Te pup, ne-ai dăne, te pup, respect, frățioro. Azi la alea pe Marcu 60 de milioane. Au o grămadă de bani aia, mă, ești nebun? 56, 120, 120 de like-uri, vamos! Ce nu da like-e neserios? Poftă bună? Mersi, frate, mi-a luat și eu un biscuit. Mi-a luat și eu un biscu. Win? Nu știu ce să zic. E 20.000 ăsta, mă, mamă, premiu. Mare fodăr, ești nebun? Să te ții la țepe acum, o să fie multe troluri la pachete? Hai să vedem. Zambo Anguita, băi. Pe lângă ce putea, da, e ok. Am prins Mane One Stuach, se are destul de GG. Hai că e GG Mane One Stuach. Ce să mai faci cu Mane? Salut. Bună. Hai, încă unul. Bună dimineața, șamanțul meu. Mamă, îmi dă gol. Te-a pup, șamanțule, te-a pup. Lulacu.
Abicalul Lapu de la Ceahlău, băiți. Mamă, cine a mai jucat jocul ăsta vreodată în viața asta, băi, ești nebun? Promopex, ia. Super Nanopex, 10.000. Goldpex. E material de service mai net, dar pe lângă ce putea să pice destul de ok. Sunt și toti icons în pachete. Eu am prins pilot toti din primul așa. Deci la ce echipă te-ai dus? La Miroslava, frate. Acasă la mine, frate. Bă, da. Ar trebui să mai închid aerul ăsta, că îmi rupe capul, ești nebun. Închide-te, gogoșare. Mamă, ce liniște e, bă. Bine, și ce se mai poate face acum pe FIFA? Îmi spune și mie cineva? San Just, Cahill. Mamă, sonul ăsta e SBC. 91. 90, 88, 89. Nice-o. San Just, Cahill. San Just ăsta care aleargă ca nebunul. Paolo Maldini. McAllister ăsta era și ultima oară, așa, shifter, team of the season moment, 81, 81. Tim Rim, Robin Martin, match. Să mă bată, tata. Terie, așa, footless, daily challenge. E prima oară când promovezi în Liga 2 și după ești dat afară? Păi nu m-a dat nimeni afară, Dani, bug să pot. 84, 10, 80 plus player pick. Ce scrie, mă, părâc să Dani acolo, mă, mâncați. Și a plecat chineza, a plecat chinezul din el, 84, 10. Fabio Carvalho, full list best of patch. Ce s-a astea, doamne? 84 rating cu Team of the Week. Hai că am Team of the Week dacă e. Hai că mai am Team of the Week vreodată în viața asta. Să-l închizi, ce să mai faci pe FIFA? Hai și tu dreptatea ta. Hai că am. Sunt canțepe astea? Hai că le fac. Hai că fac, e Team of the Week la SBC, lasă-mă, facem un, uite, facem un din ăsta. Facem un din ăsta. 87, 86, mamă, 86. Ce poză mișto a pus pe Facebook cu tine? Mersi, Fănel, mersi. Mersi, frățiorul, tăpup, 87, minim 3, 87, nici nu știu, bă, dar eu nici nu știu ce jucători mai am, frate, în club. Mai am jucători în club? Aș vrea să venim în meci de sâmbătă să-mi vige FCB-ul și să plângă ei ce-o bandat la TLF, la TV. Să fie greu. Ne trolează, mă, Dani. Ne trolează rău de tot. Frate, eu ies cam antrenament, papa, te pup, te pup. Spor la antrenament, frate. 87. Mamă, ce morțania de joc, ferească, Dumnezeu sfânt. Messi mai are un de 15 goluri lufturi libere, legalizezi pe Juninho. Mamă, cum dădea Juninho la lufturi libere. Așa că am greșit. Așa că am greșit butonul. Ia, ce mai avem pe aici? Zambo Anguisa. Cât trebuie? 3.87, nu? A, și n-am făcut. Salut, Andrei, salut, salut, salut. Te-ai dus, Dani. Te-ai atenționat, Dani. Te-ai atenționat, frate. De ce nu, mă? De ce nu l-ai crezut? Salut, Andrei, pe TikTok. Salut, te pop. Vă pop, vă pop. Mai e și un 86 ceva? Ăsta nu mai are meciuri. Dacă joacă 2-3 ani, mai dă câteva de lovitură? Sigur mai dă. Cum să nu dă. Ai scos, am scos emoji-ul, da. Am scos emoji-ul că am pus ăsta cu Miroslava. Nu se bece de mare angajament, băieți. Nu se bece de mare angajament. 80 player pick, facem și din astea, ia, îmi dă și XP. Ce trebuie aici? O să-ți spice Rebic Ibrahim Diaz, sigur. Exact Gold. Stai așa să fac și un din ăsta ca să fie... Sau facem mai multe, dar nu mai știu câte am. Salut, Gabor Matei! Salut, 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 te pup! Mamă, fără atacant. Hai să facem și 7 din astea. Ca să fie treaba. Facem 7. Mamă, nu pot să cred că mă duce. Nu, nu, te rog. Nu. Mamă, de asta prefer eu mereu să fac astea din aplicație. Că se fac mult mai ușor. Facem 7 din astea și un pachet din ăla și am intrat și pe FIFA astăzi, e toată lumea mulțumită, e perfect, băieți. Salut, Mario, salut, 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 te pup.
Ai văzut pasta lui Modric? N-am făcut-o, dar n-am văzut-o. Dacă mi-o arătați, îmi dat voi tag undeva, ne uităm. S-a scos pe ăsta, că ești la cea și pe echipamentul. A, adevărat. Adevărat, Iuliane, nu zici rău. Nu zici rău. Las că o să fac. O să fac altul. Bună ziua, Gina, bună ziua, bună ziua. Scribble? Mamă, m-a senorocit în Scribble. M-a senorocit în Scribble, băieți. Așa e, perfect. Încă 4. Încă 4, să deschidem 7. Să fie 7, frate. N-am mai jucat de 2 luni. S-a făcut sele pentru Liga 3, încă nu. Încă nu, încă nu. Hai că le fac așa, nu mai scot de aia gols, că n-are rost. Rar e aia să-i ferească Dumnezeu. Și vreau să-mi dea și mie un Cristiano, ca să mă apuc și eu să joc. Uite, promit că dacă îmi dă Cristiano, promit că dacă îmi dă Cristiano, joc FIFA 2023 până se termină jocul. Deci jucăm? Hai că jucăm. Hai că jucăm. Ce porcărie te trimite din sort? Da, mă, da, asta zic. Asta zic, asta zic, Petrișoare. Ai grijă ce-ți dorești? Dacă îmi dă Cristiano, joc până la finalul jocului, băieți. Joc FIFA în fiecare zi. Cu 10 oameni pe live, pentru că nu mai interesează pe nimeni FIFA-ul ăsta, dar eu joc, frate, eu joc. O să fiu consecvent acestui joc și o să-l respect până la capăt, dacă mi-l dă pe Cristiano Ronaldo. O să rupem cardul Centurion și Winter Wildcard. Chiar sunt curios. Bă, dar vreau și eu. Ce player pick ăsta? Unul din 3, nu? Cătălin, mersi mult de follow pe TikTok, te pup. 2, 4, 6. Unul din 3 e, nu? Sau unul din 2? Măcar să văd carduri speciale, ești nebun? Vlad a prins Neymar toți aseara? Mi-a zis pe live, da. Mi-a zis pe live. Am intrat și eu un pic. Eram curios dacă îi pică și se tunde chel. Haide, mă. Unul din 4. Haide, sunt unul din 4. Deci dacă sunt unul din 4, 2, 4, 6, 7. Se deschide 7-le direct. Bine-s. Dacă îți spui Ronaldo, o să fiu cu tine toată ziua pe live până la final de FIFA. Mulțumesc, frate, apreciez. Apreciez, Vlăduțule, apreciez. Haide, mă, să vedem. Nici nu vrea să se coloreze măcar. Unul din 4. Mă pregătesc să zic Siui. Ați vrea voi. Mai Simon. Linie de 84. Ar fi, mi-a dat și un 80. Superb. Cara Ronaldo, păi îți dai seama, Vlad. Îți dai seama, dar măcar acum ar putea să-l dea mai des, știi? Că atunci așa e final de joc, nu prea l-a prins nimeni. Păi da, dar nu știi ce pachete am eu aici. Nu știi ce pachete am eu aici, Vlăduțe. Ia-o tăltat. Ia-o tăltat pe Cristiano. Start recording, pleacă și clipul, băieți. Pleacă și clipul, că 100% e Cristiano, credeți-mă pe cuvânt. L-am văzut la Ovi? L-a picat? I-a picat lui Ovi Ronaldo, adevărat? Big TV? Domnilor, avem 84 ori 10 goal player spec, din care o să ne pice Ronaldo Futici și o să jucăm jocul până la finalul lui, o să fim consecvenți și o să jucăm în fiecare zi doar FIFA 2023 până la EFC 2024. Mamă, Gerard Moreno, o să dea luna viitoare când bag 85 ori, o să ne dea toți jucătorii, adevărat, da, acolo, da. A, l-a cumpărat Ovi pe Ronaldo, am înțeles. Cere 7 în spate? Hai că cere 7 în spate, ești nebun. Hai că cere 7 în spate dacă e. Ok, bro. Mihăiță, mersi mult de follow, te pup. Nici la obiective, mamă, dar nu mai am nicio tragere de inimă să mai stau în jocul ăsta. 75, așa. E așa în spate, că nici nu a apărut. Ceva Vardy în spate. Doamne ferește. Doamne ferește. Obiective SB. Dacă un Fall Guys cu băieții rege, vrei să jucăm Fall Guys? Fă un draft? Păi îl fac, dar nu-l joc. Oare și anul ăsta o să apară compania United de Ultimate? Probabil da. Probabil da. Haide, mă, să facem un draft adevărat.
Hai să facem un draft. Îți dă CV? Așa. Ce poziție are Cristiano? Ai un draft forță? Ce poziție are Cristiano, băieți? Poate măcar la draft vine cere 7 pe ce poziție? Ca să știu ce să iau. 3-4-3, 4-4-2, ziceți formație. ST, ziceți formație ce vreți. ST. ST, 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 bine. 4-3 false. Cred că 4-4-2 ăsta clasic, nu? Clejani. 4-4-2, 4-4-2 ăsta clasic. Nu ai cu cine juca X și 0 cu jucător dacă ai vreun prieten care ar vrea. Ce X și 0, Cristiane? Ce ești acolo, mă? 4-4-2, tată. Capitan. Petit. Giorcaes. Ăsta e, cred că e l... Nu stă în chemă stric cum ar fi. Dar n-am pe cine să ia pe altcineva. Cristiano, te rog. Ce s-a stea, mă, mâncați și? Marțial, Fernando Torres, Salah, Morientes. Cred că Torres ăsta, nu? Fernando Torres. Fernando Torres sau Fernando Morientes? Torres. Și al doilea? Pogbum. Roldan, Sané, Bernardo Silva. Nice. Nice, Bernardo. Roldan. Mi-a picat Perez de 92, tot din 90 plus, e jale. E jale, mă, în momentul ăsta al jocului mob, e jale. Azi la cât apară UCL, Heroes, nu știu, nu se știe exact, Darius, nu se știe exact. Papine Volujinul ăla, adevărat? Coche Lorente, Ghenduzi, bă, dar stai așa să vedem ce echipă avem. Avem Seria Premier League. Seria Premier League. Ar fi perfect un Bundesliga. Sau Lorente ăsta. Nu dar seamănă. Ziua bună, te pup Bogdanele, te pup, respect. Respect frățiorul. Facem și noi 160 de, 130 de like-uri, băieți. Vreau să zic 60 de oameni. Hai cu 130 de like-uri. Ce să iau, mă, mâncați? Mi-a dat winter wildcard din preview pack. Pe modul League și 0, doar că cu jucători pe linii și pe coloană sunt cluburi sau naționale. Aaa, da, știu ce zici. Știu ce zici, am văzut și eu, da. Narcis, mersi mult pentru inimioară pe TikTok, te pup. Te pup. Pe cine luăm aici? Pe Ghenduzi ăsta? Pe Goretzka, mă, frate. Pe Goretzka, frate. As, că nu mă interesează chemul stiu. De Bruyne. De Bruyne 99. Ia, Goretzka, mai schimb, te pune, ține succes la noua echipă. Te pup, Dragoș. Mersi, frățiorul. Mersi, bă, gogoșarilor. Voi ăștia care intrați proaspăți pe live, de ce n-a apăsat pe butonul și de like? Ziceți-mi sincer. Eder Militao ăsta. Trebuie să arate bine. Nu știu dacă ți-ar putea pica ceva jucabil în promoțiile trecute. Când primim recompensa că am luat gol din toți garantat, nu știu exact, Cătăline. Se dau greu. Punct, mersi mult de follow pe TikTok, te pup. Pe ce program se văd meciurile? Bă, sezonul ăsta, meciurile din Arabia au fost pe Sport Extra, parcă, sau ceva de genul. Și au fost în toate grilele de program de Sport Extra. Acum nu știu unde o să fie anul ăsta. Cei unde pleacă Mbappé? Bă, cred că, nu știu, cred că o să plece. Asta pot să zic că cred că o să plece, nu știu exact unde. Rusion. Pentru Goretzka, Hakimi, PSG, nu dă nimănui. Amave ar da... Lucion ăsta i-ar da logo... Domnul Lucion. Draftul fără chemul facem? Totul e calculat, frate. Totul e calculat. Ăsta dă la aia, perfect. Petit ăsta e francez, să încerc să nu-l văd, Dembele să nu-l văd. Petit, tată. Mamă, João Cancelo, mâncați ești gura ta. João Cancelo, bă. Vezi că chemistry e chemistry, frate. 20 chemistry, e perfect. Salut, ne ținem unde te vedem în sezonul viitor. Uite-te pe chat, frate. Dacă nu venea ce câbâl și ca pe Walker, hai să vedem. Haide, mă, dăm și mie un Cristiano, măcar aici. Salah, Kvaratskhelia. Angelinho, Kimmich, Rakitic, uitați-vă pic, uitați-vă hal de pic, 91 ăsta că e cel mai mare, am făcut 30 ca am văzut pe Modric așa, Jesus Fish, Lewandowski, Awards Winner, uitați-vă pic, mâncavă așa, Gnabry Best, Marquez,
Nu văd pe chat, scuze, m-am și mai târziu pe stream. Cum adică nu vezi pe chat? Nu vezi emojurile pe chat? Te pop, Dezica, te pop, ce faci, frățioro? Oh, și Hamșicul pe TikTok. Ce zici, mă, Hamșicule? Ce zici, mă, frățiorul meu? Vezi că aseară m-am culcat cu tine când jucați pe Anubis aia. Sau pe ce jucați? Aia cu harta aia cu apă pe ea. Ruină? Ferească Dumnezeu. Cine mi-a zis să fac, cine mi-a zis să fac un draft? Cine mi-a zis să fac un draft, băieți? Abia m-am trezit. Neața, neața. A, da, și eu drumul la un live. Am făcut, pauză o săptămână, au fost niște chestii de rezolvat. Tu? Ok, Petrișoare. Ok, Petrișoare. Dacă tu mi-ai zis, e ok. Cine o să fie mai OP și meta în FC? Probabil Mbappe. Probabil Mbappe, frățiorul, pentru că... E bine că l-ai rezolvat, s-a rezolvat, frate, s-a rezolvat. Acum sunt acasă, mi-am găsit echipa la mine acasă, o să fim YouTuber full time, o să fim tot timpul acasă, o să fie treaba-treabă, o să fie toate frumoase, toate bune și frumoase, frate. Quixel și Delete FIFA, mai faci carieră la FIFA? O să mai facem, o să mai facem, da. O să mai facem, hai să luăm ce antrenorul ca să pot să închid, astea. La Liga, Bruno, îl luăm pe ăsta aici, nebun. 20 chemistry, perfect, perfect, băieți, perfect, abia aștept să ies din el. Close game. Așa, bun, acestea fiind spuse, nu mai am ăla. Te duci la Iași? Da, frate, da, la Miroslava. Au. Da sau nu pe chat? Hai să jucăm, un meci de Fall Guys? Da sau nu? Bă, omul meu Marius Sică de pe chat. Vrea să jucăm de mult rău de tot de asta. Nu l-am ca să jucăm, nu l-am cu jucam. Miroslava Striker is back. Nu. Cred că ne-am dus Marisica. Cred că ne-am cam dus Marisica. Ce faci, Rege? Tapop, probabil, tapop. Ce să fac, frățior? Uite, pe live un pic. Pe live un pic. Andreiu, te duci la meciul la ea și o să mă duc dacă sunt timp. Vreți Scribble, mă? Mamă, dar așa fierți sunteți pe Scribble-ul ăla, mânca, bă, aș gura, bă, bine. Bine că mi-a zis să închid consola. Bine că mi-a zis să închid consola. Ne-am dus. A new version. Update în turn. Update în turn of PC. It's ok. Andrei, eu mersi mult de follow pe TikTok, te pup. De ce ai plecat de la Ceahlău? Mi s-a terminat contractul, frățior. Mi s-a terminat contractul cu Ceahlău. S-au uscat astea pe aici? S-au uscat. Uitați ce să-mi pun asta. Am crezut că nu mai am moderator? Cum să nu mai ai? A, că te-am scos de acolo? A, e, frate. A, e. A, că vorbești urât? Eu ți-am mai zis. La viatul Liverpoolului, here we go. A avut și soția ta? Păi normal, frate, când în decizii de genul trebuie să te sfătuiești cu familia. Nu e nimic. Se pare un lucru absolut normal. Luțeanu a revenit acasă? Te pup, frățior. Te pup, stați așa să pun asta așa. Să ieși de pe asta, să ieși de pe asta, să ieși de pe asta, să ieși de pe asta. Să ieși de pe asta. De pe asta, de pe asta, de pe asta. Așa, gata, e ok. E ok. N-ai mai vrut să mai prelungești sau? Bă, frate, după ce s-a terminat sezonul, eu le-am zis că nu mai rămân. Nu știu exact, probabil, de fapt, cred că 90% din punctul meu de vedere. De fapt, nu știu ce să zic. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu le-aș fi zis eu că nu vreau să mai rămân. Posibil să-mi fi zis ei că nu mai vor nici ei, știi? Dar nu știu ce să zic. Eu mi-am expus punctul de vedere și le-am zis care e ideea mea și ne-am despărțit. Ce își va câștiga Champions Europa League Liverpool-ul? Bă, sunt favoriți, sincer. Sunt favoriți. Ai văzut cu noul antrenor la României, Pancu? Păi e nou antrenor la României, Under 21, frățiorul. Ce frumos ești în această zi, te pup, Alex, te pup. Așa, bun. Gata, s-a rezolvat, dăm picina de desktop. Bam, e totul perfect. Boys, nu uitați, dacă în caz că nu v-ați precomandat
EFC ăsta, FIFA 2024. Aveți aici la mine în descriere link-ul. Intrați pe Eneba, dar mă ajută foarte mult dacă intrați și dați comandă de pe link-ul ăsta. Intrați frumos, FIFA 2024 Ultimate Edition pe calculator. Pe calculator frumos. Aveți Ultimate Edition, pre-order bonuses, 7 zile early access. Le aveți pe toate, o să primiți un kit, un cod, îl activați pe EA App. Aveți aici ghidul de activare, vă ajut și eu dacă nu vă descurcați și e treaba ta. 448 de roni, păcălesc și eu, nu știu cât îmi dă din suma asta și mie, dar m-ar ajuta foarte, foarte mult dacă ați comandat, v-am zis, de pe link-ul ăsta. Și de asemenea, dacă vreți să vă descărcați alte jocuri și așa și așa mai departe, tot la fel de pe Eneba, sunteți pe calculator și vreți să vă descurcați jocuri la un preț bun, găsiți aici. Uite, de exemplu, frățiorul meu Cristi și-a luat Football Manager 2023. Football Manager 2023 îl găsiți pe Eneba pentru calculator la 1.330.000. Din ce am înțeles pe Steam e vreo 3 milioane sau ceva de genul. Zilele de utilizator de PS5, păi de ce, Doriane? De ce frățiorul, să zic, menele de PS5? Deci aveți variante. De ce zici, mă? Ce ești, mă, Petru? De ce ești, mă, Petrișoare? Transfer la Miroslava, da, frățiorul, da. Și aveți aici, ziceți, nu știu ce jocuri mai sunt. GTA aia. GTA. Uite, GTA 4 e 38 de lei mâncați. Din 38 de lei păcălești și eu 3 lei. Te pup, Dani, te pup, te salut. Se adaug la prieten că și eu am PS5, păi nu, accept cererile doar membrilor, Doriane. Accept cererile doar membrilor pe chat. Are FIFA 17? FIFA 17. FIFA 17, original. Mamă, FIFA, dar e pe... Nu știu dacă merge pe România. A, uite, Global. Mamă, așa de scump e FIFA 17, de ce e așa de scump? Bine, că te-am aruncat în aer, da. Te-am aruncat în aer. A, frate. E 400 de lei standard edition pentru PS4. Aici e doar pe Ineva, găsiți doar pe PlayStation, frate. Pentru FIFA 24, adică pentru EFC 24, găsești doar precomandă pentru PlayStation. Uite, dacă vrei EFC 24, asta eu v-am prezentat varianta Ultimate. Dar dacă vrei, poți să ții și varianta normală, care e 2 milioane jumate. Varianta Ultimate e 4.200.000, varianta normală e 2 milioane jumate. Dar dacă nu ții Ultimate-ul ăsta, nu primești early access-ul și toate bonusurile alea. Dacă vrei să ții varianta standard, ai aici. Și se lansează pe 29 septembrie, 2.930.000. Asta zic. Deci 250 de doar pe PC, exact. Dar de ce? Na, sunt variante aici, sunt variante. Și aveți o grămadă. Cine se mai joacă GTA? Păi nu știu, asta am vrut un GTA mai scump, dar asta a apărut primul, GTA 4, mâncați. Hai că GTA 4. Ia. Minecraft. Vreți să ne jucăm Minecraft, să facem un stadion de la Miroslava? Minecraft. Windows 10 Edition, 1.400.000. Asta zic. Cele mai tari jocuri. Vom putea să avem moduri pe console? Ce moduri Big Sigma? Depinde. Te pup, ne vedem în campionat? Te pup, Borghi, te pup. Te pup. Păi ne vedem miercuri, nu? N-avem mâine amical cu voi, mă? Parcă așa, nu? Deci, cele mai tari jocuri doar pe eneba.ro. Folosiți link-urile din descriere și e treaba. Dar bravo, am uitat? E bine că ai uitat. Sunt norocos, am cumpărat FIFA 17 pe OLX pe Eneba. Xbox E, 9597. Am înțeles. Nice-o! Bun. Acestea fiind spuse, băieți, 129 de like-uri, faceți noi 130 de like-uri sau n-aveți chef? Liga 2 aici pe retro, bă, nu știu dacă o să se bage. Mă întreb sau îmi spui, Petrișoare? Adică nu Petrișor, Big Sigma. Oricum pe Eneba mereu au fost mai ieftine? Da, mereu sunt ieftine. Dar e pentru consolă? De unde luăm? De pe consolă direct, Cătăline. De pe consolă direct, frățior. Am făcut niște paste, bă, și eu trebuie să mă duc să fac ceva de mâncare, sincer. Și eu ar trebui să mă duc să fac ceva de mâncare. Mâine, mare amical mâine, băieți, Facebook. Dar nu știu dacă i-a anunțat pe pagina de știință. Dacă sunteți din Iași, mamă, stai așa că au plecat comentariile. Succes, frate, ia, cine mi-a dat comentariu? Messi de la Mini Fotbal, Florentin Petre, respect, mister. Alexandru Ienciu, Cătălin Damian, fost un antrenor, Adiță Dombră, foștii mei colegi, asta zic. Mamă, 91 de like-uri, au plecat like-urile, dați și voi niște like-uri pe știința Miroslava aici, băieți. Dați și voi niște like-uri pe știința Miroslava sau n-aveți chef? Te pup, Alex, mersi mult pentru inimioară și pentru toate cele. Mă întreb? Bă, e destul de greu să se introducă Big Sigma. E destul de greu să se introducă pe console toate cele. Go, ia. Yeah. Dar Anton Sebastian, când se întoarce, avem nevoie de la casă de bilete? A plecat glumele. În Liga a doua nu a fost oferte? Bă, n-a fost nimic concret. N-a fost nimic concret, nu.
distribuie acum, distribuie în flux, trimite pe Messenger, distribuie într-o pagină, bă, cum iau link-ul, mă, de la astea? Tu ai vrut pe un an? Bă, așa, așa ne-am pus de comun acord. Sincer. Nu știu cum să iau link de la ăsta, mă, mâncați. Să mor dacă știu. Ți-ai găsit echipă? După cum vezi, Big Sigma. După cum vezi, e pe ecran mare, frățiori, e pe ecran mare. Dacă și acum mă mai întrebați dacă mi-am găsit echipă după ce e pe ecran, nu mai țări nimic. Dacă click dreapta, nu este, mă. Că dacă dau pe asta, îmi dă așa, dacă dau de aici, nu știu ce se întâmplă, ești nebun. Aici intră direct pe link, ești mai prost. Ia vedeți pozele astea. Ia vedeți articolul ăsta. Neți vrei să-ți reamintești de ceva? Ce să-mi reamintești, frate? Ce să-mi reamintești? Așa, unde mă ăla? Dați și voi, intrați și voi pe Știința Miroslav aici și dați și voi un follow, băiți. Că se postează, se fac postări frumos. Meci cu Șomuz, miercurea viitoare, de azi într-o săptămână, avem mare meci. Aici postări frumos, Liga Secundă, Fabrizio Romano, e tot ce trebuie. 50 de goluri sezonul ăsta, Doamne ajută. Am văzut pe Drișare, am văzut. În ce ligă o să joci? În Liga 3, frate. În Liga 3. În Liga 3 o să joc. Ia să vedem ce mai avem. Hai să ne mai uităm un pic pe Twitter, așa, pe ordinea de zi și după mă lăs să mănânc. Ne vedem la Fălteor 2. Ne vedem acum, vin miercuri la meci, Florine. Du-te, încredem pe așa, second, așa. Thank you, Manchester United. Pe ce s-a întâmplat, m-a plecat? Salut, unde ai plecat, la ce echipă? Mama, acu 2 minute am arat. Dă înapoi un minut pe live. Nu jucăm Scribble? Nu jucăm, mă, Scribble azi. Nu jucăm, mă, Scribble, nu. Mamă, Formula 1 Manager Streams Return. S-a băgat pe Formula 1 Manager. I understand. Mamă, dar ce urât e X-ul ăsta. Chiar dacă sunt fătucem, cum să nu vin astăzi? Mă ziceai că-mi plec? Ia, acum 23 de ore, nu ne interesează. Bă, dar nu pot să cred că l-a dat afară pe Neagoie de la Craiova. Să mor eu dacă mai înțeleg ce se mai întâmplă în România asta. Te găsit echipă? Mă trolați, ha? Ăsta e Langa, mă? Ăsta e Langa, nu? Sau ăsta nu ting în pură, dar cred că s-a dus la un. Din punctul meu de vedere, nu? Cred că s-a dus la un, băi. 100% s-a dus la un. You're very proud to play as you become wishing the best of in the next chapter. E loan, mă, sau nu e loan? L-au dat de tot? Nu pot să cred că l-au dat de tot pe Elanga. Loan s-a dus. Ce ligă e CSM Roman? Cred că Liga a 4-a. Mamă, l-au dat de tot, bă. L-au dat de tot pe 18 milioane de euro. Mamă, la asta nu mă așteptam. La asta nu prea mă așteptam. Nu reușesc să-i dau de cap, hai că termin live acum și intru la tine pe calculator. Go Forest. Ai văzut că s-a dus plata la 22 de ani? S-a dus plata în Qatar, da? L-au dat de tot, mă, ciudat. Right now our player mi așa. Career mode reveal this week. Already know. New player agent, asta v-am zis și un clip. Player personality v-am zis, balon de or v-am zis, custom boost v-am zis, new coaching v-am zis, first person camera v-am zis, manager touchline camera v-am zis. Când vreodată, mă, dau ăștia cu mine. Mi-a spus că avem jucător bun la mine în oraș, în Liga a 4-a. Te-ai uitat la Craiova că ai jucat? Cum a jucat? Normal că a dat afară. Păi cum adică cum a jucat? Că a avut 4 bere, Craiova. 4 bere, auzi. A avut 4 bare. Ți s-a părut că a jucat slab Craiova seara sau ce? Au apărut cardurile hero? Încă nu. Încă nu. Cum adică cum a jucat Craiova seara? Se pare că a jucat slab Craiova seara, 71% posesie, 10 ocazii de gol, șuturi pe poartă, au vrut 4 bare. Cum adică? Andrei Mario. Mie mi s-a părut că au jucat bine. Deci leșim pe toate chei. Mamă, asta e... Mamă, dar Delia ce video-l pune, mă ia cu rău. Am văzut că Farming Simulator are o excepție de moruri care sunt aprobate de ei. Nu mă pricep, frățiorul, că ți-ai zice. Neața, chip și neața. I-a scos Relu Stoiana, chiar a apărat bine Relu Stoiana. Bă, frate, deci fii atent ce trebuie să faci. Pe final vreau să-i arăt lui Cristi ce trebuie să facă. Și dacă am pe aici pasionați de fum în ro.ro, dacă avem pasionați de Football Manager, sign up, nu, sign in. Dacă avem pasionați de Football Manager care vor să joace cu Liga 3 și așa mai departe, uitați-vă ce trebuie să faceți. Intrați frumos pe fumro.ro și mergeți așa în jos până la Football Manager 2023 Downloads, da? Bun, aici la Football Manager 2023 Downloads este activator pentru Liga 3, Liga 4 a României. Te duci frumos, descarci ăsta,
se descarcă pe desktop, da? Bun, s-a descarcat pe desktop, bun. Bun, în momentul de față fișierul trebuie să fie WinRAR, bă frate. Te uiți sau nu te uiți? Bun, în momentul de față avem fișierul RAR, da? Intrăm frumos în el, dacă îți descarci WinRAR-ul și ai aici un fișier, tată. Îl vezi, da? Ăsta dai extractul, te duci așa frumos. Documente, Sport Interactive, Football Manager 2023, Editor Data. Și dai OK, frățiorul. Documente există deja, pentru că eu deja RAM. Yes to all. Bun. Intri frumos în documente. Te duci frumos pe documente, Sport Interactive, Football Manager 2003, editor data. Bun. Deci, tu în momentul ăsta trebuie să ai fișierul ăsta așa, de formatul ăsta. România, Liga 4, 23, 30, FMF. Ăsta trebuie să-l ai, da? Nu am jurat pe grup, am făcut doar troll. Nu se acceptă, frate. Trollul sub formă de injurii nu se acceptă. Salut, Robert Andrei, salut. Deci tu trebuie să ai ăsta aici. Îl ai aici? Ei, după ce îl ai aici, intri frumos în Football Manager. Updating Steam. Se deschide Steam-ul. Injurii față din amul nu se pune? Cum adică? Cum adică? Face că mi-a intrat pe ăsta. Așa. Bun, mi-a intrat pe Steam. Așa simplu? Păi cum adică așa simplu? Nu ți-am explicat asta ieri? Mă, e la mișto? Îți arăt acum ce trebuie să mai facem în continuare. Bagă un FIFA? Păi am fost amintat în FIFA până mai înainte, frățior. Gata, mă, uite, a intrat în Football Manager, da? Vedeți jocul? Se vede jocul, băieți? Se vede jocul, tată. E perfect. E perfect. Eu tot am făcut-o. Eu tot am făcut-o, dar am făcut-o de oaie și alezea nevoie contractul. Am văzut. Bun, a intrat în joc, tată. Acceptăm să intre, să intre acolo frumos. Să treacă ăsta. Dăm space. Bun. Și acum, următorul pas. Păi făceam troll ca pierdut Dinamo? Păi n-ai voie să faci troll. Nu. Bun. Așa, mergem mai departe. Dai start new game. Career. Frumos. Și aici, uite tati. Uite tati. Stai așa că nu merge ăsta, nu știu de ce. Ai, cu 23. Dai 23 ăsta. Selectezi, deci ție trebuie să-ți apară în lista asta. România, Liga 4, 23, 3-0, frate. Asta trebuie să-ți apară. Cum ți-am zis, trebuie să-ți apară asta. O bifez, dar selectezi aici 23-30. Selectezi aici 23-30. Că cu 23-40 nu merge. Selectezi 23-00, dai confirm, da? A plecat confirmul. Dai advanced setup. Salut, Florin Daniel, salut, te pup. Hai cu 130 de like, băieți. Bun, aici îți selectezi frumos ligile, te duci aici la Adream of Leagues. Așa, te duci, scoți Mexico, USA și toate alea. Frumos, scoți Argentina, Brazilia, le pui pe astea mai importante. Italia, Anglia, Germania, Franța, pui frumos România, pui Spania și cam atât. Confirm. Bun, și dai aici frumos România, uite. Deja tu când ai dat aici, dai să fie bifată Romanian Fourth League and above, adică poți să manageriezi de la România Liga a 4-a și mai sus, înțelegi? Bun, în rest astea le lași basic, dacă vrei să umbli la ele, umbli, dacă nu, nu. Așa, și dai în România și te dai în early pre-season, bun. Ca să fie aici treaba, ce e fost în Liga a 4-a, vă arăt acum, fratele. Bun, problema e că ar mai fi trebuit să mai bag eu un custom database ca să fie transferurile la zi, dar o să facem ulterior. Aici selectez large la database ca să fie treaba, eu am advanced că mi-am mai băgat eu niște chestii. Dați large aici ca să fie treaba și dai start game. Bun, ia să vedem, tată. Ia să vedem, ce-i păs, așa. Sunt toate, e Liga a 4-a full, Cristiane. E Liga a 4-a full, frățiorul. Bă, sper să nu-mi lagheze live-ul, să ziceți dacă îmi laghează live-ul. Am dat recomandat pe Ozone și tu mi-apare 22, mi-apare 20. Ce ți apare, mă? 29? Ce 29, mă? De ce ți-ai dat comandă, Florin, Daniel? Ce înseamnă? Nici nu știu ce e la Ozone. Îți merge bine? E perfect. Forța Știința, te pup, Ștefane. Salut, Sebaca. Salut, vă pup. E de la joc sau ai tu un pic ceva cu Liga 3-a? Tocmai acum am explicat. Dacă intri pe live pe YouTube, o să vezi exact. Am explicat exact cum e tutorialul ca să adaugi Liga 3-a în joc. Este un ghid, sunt toate echipele de la Liga 4-a și de la Liga 3-a. Vă arăt acum exact tot lotul și tot ce vreți voi să vedeți. Ideea de bază e că nu sunt transferurile făcute, dar o să aplic un,
O să aplic pe următorul live, o să facem un live cu Football Manager, dacă sunteți interesați. La ce echipă te-ai dus? La Știința Miroslavă. Cel mai mult pe FIFA e cel de la FRLP, da, pentru România, pentru calculator, da, clar. Clar ăla e cel mai bun. Se referă la dată că nu poate juca cu 7 zile înainte, gen? Ce mă? A, da, precomandă pe și nu mai apare pe 22, mi apare pe 29 ore, de ce? Păi, ce înseamnă Ozon? Nu știu ce e la Ozon, Florine. Să te joci cu nepții Right Winger? Vă arăt acum, extra. Cred că sunt la Chahlou, sigur, în baza asta. Bine, nici nu știu dacă s-a ocupat cineva de transferurile la... De transferul la Liga 3, dar vedem. Amazon. Ștefan, îl ținu pentru parfum, te pup. Funny head coach. Hai că se încarcă, stă un pic mai greu, dar se încarcă el. Am dat mare cot la microfon. Hai de tată. Ia uite mă, Cristian is playing Football Manager 2003, Gogoșaru. Joacă Football Manager 2023, Gogoșaru, bro. Și mă, așa a făcut ce obi alt cont? Ce se întâmplă? Mă bag și eu acum, mi-ai făcut poftă? Dăm drumul, dacă vreți să începem o serie, o să dăm drumul și cu o serie pe ea. Ai pus prea multe player bă, și o să se încarce greu la asta doar România? Știu frate, știu. Am jucat Football Manager toată viața, am pus așa ca să le iau la băieți, exact ce și cum. A, așa, stați așa să vă pun un poll. Încheie sondajul. Să vedem ce zic băieți, începem o serie cu Football Manager. Vă dă la YouTuber ceva versiune de Tesla, e posibil să da Bixima, e posibil să da. Nu mai am unesca de deam. Care el ar da ce face, o să mai jucăm dacă e. Așa, bun. Nepții TV avem aici frumos, mi-am pus din astea, mi-am pus așa frumos, use profile. Și avem în felul următor. Cu modul acesta, face care era chat-ului, avem în felul următor. România, Liga 3, Seria 1. Bucovina Rădăuț, Ceahlău, Piatra Neamț. CXR, da, care nu pot să o antrenez, nu știu exact de ce, cred că e echipa a doua. CSM Bacău, Dante Botoșan, Foresta Suceava, Rapid Brodoc, Pălticeni, Miroslava. Viitorul Daraban. Ideea de bază este că vă puteți pune și temele. O să vă învăț pe unul dintre următoarele live-uri, dacă o să facem carieră, poți să pui teme, poți să pui poze, poți să pui multe chestii în joc. Și e Caterin Călău de tot. Se poate face carieră cu Liga 3-a? Da, tata, da. Da. Tocmai asta am explicat acum. Am văzut Rădăuți, au plecat toți de acolo la Șomuz. Păi da, dar și de la Șomuz au plecat la Rădăuți și de la Suceava s-au dus la Rădăuți. Faci carieră cu Bistrița? Nu știu. Parcă nu se putea, se poate, cu modul ăsta se poate, care vi l-am arătat acum, ia. Seria a 7-a sau a câta e, mă? Unde sunt, mă, gogoșarii ăștia? Gogoșarii ăștia de la mine de pe chat. În ce serie sunteți, mă? A 9-a. Ia uite, mă, tată. Echipa favorită, băieți. A abonaților Nepți TV. Ne luăm ștrico cu Unirea Ungheni. Obligat cu Miroslava? Ia. A single team, Unirea Ungheni, coaching style, confirm. Ce echipă? Gata băieți, m-am făcut antrenor la Unirea Ungheni. Nepții TV l-au pus ăștia de la Unirea Ungheni pe Nepții TV băieți, la așa. Ce echipă de la Liga 4? Sunt toate frate, sunt toate echipele la Liga 4. 210, l-am dat pe Flavius Sabou afară, next. Așa, ce vor ăștia mă, next. Ia, aici e echipa asta, cea că vă arată în altă parte, next. Haide mă, lasă-mă, nu, fără conferință, fără amical, meeting. În fiecare lună, confirm. Save. Stați să selveze, stați să vă arăt exact ce și cum. Salut de la Ștran, Forța Miroslava, te pop, ZRB-ule, te pop. Ia vezi, tată, și-au plecat astea toate. Sebastian Bucur.
Sebastian Bucur e împrumutat la Avântul Reghin, băi, ești nebun? Ieremia, Speyer, Sugar, Andrei Bucur. Bine, asta e echipa care a fost, care a fost în sezonul trecut. Ivan Ndiase, Raimond Balint, Astafi, Unișor, toți băieții. Numai pe calculator se poate? Bă, parcă e și pe PlayStation. Parcă s-a băgat și pe PlayStation, băieți? Nu mai știu exact. Așa, astea sunt seriile, băieți. Deci le aveți pe toate. Și dacă mergeți la Romanian... Ia, stați așa. Unde e mă ăla? Stages. Dacă dai aici la Stages și dai aici în jos. Grupa 10. Bun, a plecat. A plecat. Fort League Alba. Uite, tata. Este și pe PC, dar puțin mai light. Nu are chiar tot ce e pe PC. Bă, pe PC e top. Pe PC e top. Nemții dau drumul la pareză. La ce mă? La tap-tapuri? Bagă tap-tapuri. Boys, hai să facem și noi 150 de like-uri pe YouTube dacă sunteți de treabă. Ia, ce-ați văzut? Mamă, 93% pare interesant. Am o idee, pot să zic numai dacă funcționează pe jocul ăsta? Spune, frățiorul, spune. O, dar uite și echipa mea de pușcăriaș. Nemții care rău cu un gen și te transfere acolo. Avem aici toți băieți, o să punem și kiturile, ia. Deci Liga 4 Alba, Liga 4 Arad, Liga 4 Argeș, Liga 4 Bacău, Liga 4 Bihor. Ideea e că poți să antrenezi de la Liga 4, ești nebun, Bițăsan Zodia, să văd la Iași, că pe asta nu le cunosc. A fost Iași, mă? N-a fost, nu? Acum e. Iași, băi. Tuțora, Bălțați, Pașcani, mamă, pot să iau CSM Pașcani și să-i fac legende. Pot să iau CSM Pașcani și să-i fac legende. Irinel Pătrașcu, cu Arone, cu Robert Amari, cu Babata, cu Ionuț Popa, Bejonu. Liga 4, ceva e? Sunt toate ligile a 4, frate. Sunt toate ligile a 4. Ilfov, Maramureș, Mehedinț, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, ia uite. Uite, tată. Și un găsesc pe PS4? Păi probabil trebuie să scrii fotul manager. E și Buzău, sunt toate ligile, frate. Ia vezi puțin, bacă, frații tăi. O, păi stai, mă, că frații mei sunt în Liga 3, frate. Au promovat. Stai așa că dau acum. Te pop, Geni, te pop, ce faci? Sunt toate seriile, mă. Ar fi ca trebuie să începem o serie din Liga 4. Ia. Care sunteți, mă, băi? Viitorul Curița aici, parcă, nu? Că parcă ați preluat echipa asta, ia. Ești aici? Uite-l, mă, Andrei Ghenici. Ia, uite-l, mă, Andrei Ghenici, viața mea de pe chat. Ia vă-ți, bă, Miroslava, dacă mai vorbești o dată cu, bă, cu mine, poate te schimb la... Vezi că faci duș la... Faci duș în vestiarul ăla, Dragoșel. Vezi un pic, Vatra Moldoveni, Liga 4 sau ceva? Cred că îmi dai haid, am vreo 5 fișiere de același fel. Bă, frate, am arătat exact ce trebuie să faci, mă, e la mișto. Poți să te uiți la CSM Faget? CSM Faget. CSM Faget. Ce-i Faget? Dar în ce ligă e asta? În Liga 17-a? Echipa Nemții TV, moderatori și membrii echipa noastră care era cu ea, poți crea jucători? Poți, dar îți dai seama că e în Timișe. Poți, dar îți dai seama că e greu să crezi. Dar poți, da. În Timiș, da? Ia. Salut, mister, te pup, Alex, te pup. Ia, Timiș. CSM Combă, Făget? CSM Făget, a zis, mâncați. Nu văd niciun CSM Făget pe aici, poate se cheamă altfel. Pe mine în poartă, poți să uiți la Vatra Moldoviței, cine mai jucat și ăla, mă, mâncați. Poți să ieși la Victorul Darabani? Ne uităm și la Liga 3, acuși. Pe mine îmi poartă jocul Keeper, CS Peciu, nouă Liga 3. Pentru mâine pregătește împreună tot ce trebuie și pleacă carieră pe live? Asta face, frate. Asta face, frate. Deci mâine facem carieră cu Football Manager, da sau nu pe chat? Vreau să văd da sau nu pe chat. Logoșare, debutezi în cupă? Bă, nu știu. O să vedem. Da, cu Miroslava să faci, stai așa să-i arăt și lui Dragoș. Miroslava. Punem poze frumos să fie toată treaba prezentă. Tu pui fotbalist sau poți crea? Uite, mă, sunt fotbalist. Bine, e echipa de anul trecut asta. Gen, dar o să văd dacă este vreun din ăsta. Ia, unde e, mă, gogoșarul ăsta de Dragoș? Cred că e pe la Biaș. Uite, mă, Dragoș, un gurenașu. Un loan from Politehnica. Ești, dar ești la echipa de juniori. Uite, gogoșarul, el vorbește cu mine cu bășirele la echipa de juniori, ești nebun? Și aș vrea să fac și o carieră cu Vatra Moldoviței? Bă, v-am arătat. Dacă vreți să vedeți tutorialele cum să băgați Liga 4, Liga 3 în astea, băgați aici. Da? Asta zic. Cu Saizu, cu toți băieții. Cu George Casapu, cu Darius Deac, Daniel Cazacu. Ăsta era și el la mine pe canal. Petru Corobuță, Teodor. Acum a venit Taciuc. Uite, Bote e aici. Uite, te puriți la Foresta Suceava 2? Pe nici dacă sunt jucătorii, mă, la Foresta Suceava 2. Erika, așa, Jose, așa. Abraham cu Robert Asavoie, se zice, bă, ăsta, cum îi zice, bă, cum îi zice, mă, Scorpionul.
18 ani, 32 de ani, Mihăieș. Ăsta are 28, mama, ma. A, dar bătei 94, gen. Tu creezi jucători ca la care de fața la rest de la echipă? Nu, frate, nu e, nu poți să creezi jucători. E, sunt cariere reale. E, ăla e băiatul ce a dat scorpionul? Da, mă, dar ăsta e. Unde e? Unde e, mă, mâncați? Șorberta să voie, ăsta e. Așa, bun, și stați așa să vă arăt, să vă arăt și altceva. Să vă arăt și altceva, că mai avem aici Ceahlăul Piatra Neamț. Mai avem aici Ceahlăul Piatra Neamț, băieți, în caz că ați uitat. Și mai avem aici un jucător. Dar mâine pregătesc și pozele, ca să fie treaba-treabă. Ca să fie treaba-treabă. Ia uite-l, tată, te pup, Răzică, te pup. Ce părere ai să avem un celor botoșanic, poate ce botoșan? Bă, nu prea am eu nicio părere, frate. Au avut sezoane bune cu Croitorul în prima fază, dar după ce a plecat nu prea a mai fost top. Neața, Nicu, neața, te pup. Deci trebuie să facem transferul ăsta la Miroslava, trebuie să ne băgăm la creație. Uite-te la Liga, mamă, Maroc cu Liga a 4-a Sucevei, mâncați-și. Maroc cu Liga a 4-a Sucevei, băiat. Regele, stai așa să căutăm Liga a 4-a Suceava. Liga a 4-a Suceava. Și ce a zis să mă uit la... Foresta Suceava 2? Foresta Suceava 2. N-ai, nu prea sunt jucători. Doar aia de la prima echipă care sunt juniori. Sunt. Că nu poate să fie. Am auzit că a revenit, da, e înapoi. Ce faci, înțeleg? Uite, mă uit pe Football Manager. Mâine o să începem o carieră frumoasă cu Football Manager. Dar să văd dacă sunt pe caniculă la mine și aici e calm, frate. Și aici e cald, sunt 26 de grade. La Vatra Moldoviței, te rog, uită-te, Vatra Moldoviței, uite, n-aveți niciun jucător. Am scos ieri la 20 de șuturi, cam 25. Am avut carieră de Football Manager cu Cluj și am picat în cu Bocceahlău și mi-a dat două boabe, dar acum am bătut 4-2. Asta zic, te-am cocoșat, Răzvică. Te-am cocoșat, frate. Și eu stau la muncă, te uiți la viitorul, dar la bani? Da, frate. Viitorul Darabani. Darabani. Viitorul Darabani. Ia uite, Cristian Sârghi. On loan from... A, de la Botoșani. Cristian Sârghi e portarul nostru. Ileaș, Costoschi, Tăcuțanu, Dohotaru, Alcip, Stâncă, Guceanu, Darângă, Melinte, Gheorghiciuc, Under 19, Băltariu, cu toți băieți. La mine sunt 38 de grade, am văzut că ai la Miro un coleg, Eric. La Miro, Eric și mai cum? Sănătatea Cluj? Nu mai știu. Nu știu exact după nume, ia. Unde este aici Eric? A, Eric Alima? A, e băiatul de culoare, da, e jucător bun. E jucător bun. Și ăsta la munte? Centrul principal l-au pus pe... Păi da, mă, dar e chestie de... Adică oricum Croitorul e antrenor, l-au pus pe ăla care are licență. Părere save-ul lui Bancu? Cateringa. Să te uiți la FC Brașov și ce are Brașov? Păi ce să văd, mă, Max? Ce să văd la el? FC Brașov. Ia uite. Salut, cu cine ai semnat? Cu Miro. M-am întors acasă, Dragoș. Brașov și asta Liga a doua. Bă, dar o să vă mai arăt și să ne mai uităm după ce se rezolvă cu toate transferurile. Ca să fie totul la zi. Bun. Acăsucă, frate. Acăsucă. Bun, deci... Ia să vedem. Ia. Nemțanu Cosmin, care îl băgăm direct la Miro și dăm drumul la carieră direct, băieți. Ne băgăm pe carieră, cât ați votat? 79%, da, pare interesant, perfect. Perfect, pleacă cariera cu Football Manager. Direct. Ca o Drăgănești, bă, o să mai căutăm mâine, ca să fie treaba. Ne băgăm la carieră și facem să fie frumos. Ia, stai să dau ăsta așa un pic. Asta să dau așa un pic să vă chat-o. Bun. Vă pup, băieți, mulțumesc frumos. Hai să facem și noi 140 de like-uri așa pe final de live. Mă duc și eu să mănânc ceva și ne vedem pe următorul live. A revenit domnul Nemțanu, ce mai faci? Te pup, Alex, te pup. Uite ce să fac, frate, închid live-ul. E gata. După cât am făcut, mă, o oră și ceva. Cred că o oră jumate sau cât e? O oră, două ore jumate. Bine. Ar fi mișto să cumperi modul ăla cu Liga 2 și Liga 3 pe FIFA. Nu merge pe PlayStation, frate, modul ăla. Merge doar pe calculator. Și nu pot pe calculator. Mâine la ce oră live-ul? Mâine la ora 10, frate. Facem live-ul și începem carieră cu Football Manager, da? E toată lumea prezentă ca să fie treaba. Mă las și în sin. Ce ai zis, mă, Rubi, că n-am văzut mesajul? Părere save-ul lui Bancu, ți-am răspuns la întrebarea asta. Ți-am zis că a fost de mare angajament. Ți-am zis că a fost un save de mare angajament. Mai am 10 zile de membro? Bun. Vă pup, băieți, aveți o zi frumoasă în continuare.
Ne auzim pe Instagram, știți foarte bine, Nemții TV mă găsiți, dacă aveți întrebări, îmi scrieți acolo, intrați și pe serverul de Discord pe care îl găsiți în descriere. De asemenea, dacă nu v-ați cumpărat FIFA 2024, aveți link la mine în descriere, intrați acolo și băgați-o la creație cu precomenzi pe NEB acolo, noi noștri parteneri, după cum puteți vedea în contul din stânga jos. Deci băgați acolo comandă, orice joc vreți să comandați, intrați pe linkul din descriere pentru că mă ajută foarte mult, da? Vă pup, să aveți o zi minunată. Cel mai bun răbând din România, cine? Banco? Nu știu ce să zic. Te-ai protejat pe stilul de joc la Inter Miami? Hai că da, dacă e. Hai că da. Vă pup, mersi mult pentru că ați fost alături de mine aceste 2 ore jumătate. Zi frumoasă și ne vedem mâine de la ora 10, tată, da? Sau de la 11? Nu știu ce să zic. Cred că de la 10 facem mâine, dar vă anunț din timp. Te pup, Nențică, vă pup, băieți, aveți o zi frumoasă și numai bine. Vă pup.